îți vindem gogoși. Te răsfățăm. Nu-ți ascundem nimic. Nu te menajăm. Nu-i nimic cu sub cu ață. Ți-o servim verde-n față. Am găsit, oameni buni, la o nouă emisiune a Milionarii de la miezul nopții. În această seară am invitat în studioul Televiziunii Naționale, Antena 1, pe domnul Daniel Deanu, ministrul finanțelor, și pe domnul Cristian Tudor Popescu, redactor șef la Ziarul Adevăr. Domnule ministru, de ce nu v-ați dat demisia atunci când guvernul a dat cel de-al 13 la salariu? Eu cred că ar fi fost un gest mai mult decât prematur. Deci eu mi-am exprimat o poziție în cadrul cabinetului. Știți foarte bine că după exprimarea poziției, sau dacă nu știți, vă spun acum, deci a trebuit să plec. Și chiar dacă am fost în dezacord cu acea decizie, am considerat că eram încă foarte departe de o asemenea decizie, de a-mi da demisia. Un singur act nu poate invalida prezența unui om într-o formație sau într-un cabinet, în cazul meu. Deci trebuie într-adevăr să te lupți. Și oricine ar fi spus că ar fi putut să afirme că ar fi fost un gest pur teatral și că nu s-ar fi justificat. V-ați mai confruntat de atunci încoace cu astfel de gesturi care să vă întâmne la înaintarea demisiei? Sau poziții diferite de ale mele. Deci, poziții diferite am nu numai în cadrul cabinetului. Deci, mă confrunt cu asemenea poziții atunci când discut cu parlamentari, deci cu economiști, cu oameni cu care de multe ori presupun sau presupuneam că mă aflu pe aceeași lungime de undă și constat uneori cu mare surprindere că există totuși diferențe mari între pozițiile actuale. Dar acest lucru nu trebuie să ne surprindă. Ceea ce cred că este esențial, deci în pofida diferențelor de opinie, este ca să beneficiem de reguli, de proceduri, de un proces de luare a deciziei care să ne ajute pe toți și să ne facă să credem că ceea ce sperăm și ceea ce credem, într-adevăr, are șanse să se împlinească. Decizia de a demisiona, deci de a ieși din joc, ca la un joc, să spunem, la un joc sportiv, unde trebuie să crezi în spiritul de echipă și să fii un jucător de echipă. Că nu se întâmplă de multe ori, asta e cu totul altceva. Eu vorbesc, deci, trebuie să fii un jucător de echipă, oricât ai fi de bun, sau chiar dacă ești un jucător mai slab. Trebuie să crezi în spiritul de echipă. În acest moment este o echipă la Palatul Victoria, dumneavoastră simțiți că faceți parte dintr-o echipă? Sau sunteți... Cel puțin formal fac parte dintr-o echipă, fără discuție. Există oameni cu care mă înțeleg foarte bine. Există oameni cu care mă înțeleg mai puțin bine. Nu pot să spun de pildă că mă aflu într-un dezacord cu premierul. Dimpotrivă, sunt multe lucruri pentru care îl simpatizez. Îmi pare rău că suntem în situația de față. Dar se pare că domnia sa este în dezacord cu dumneavoastră, dacă dumneavoastră nu sunteți în dezacord cu primul ministru. Am spus în dezacord, deci dacă îmi permiteți, deci dânsul sigur că a folosit un calificativ apropo de declarațiile mele și ale
afirmațiile mele și cele ale colegului Ilie Șerbănescu. Sigur că se putea găsi o altă formulă, de pildă sunt în dezacord cu afirmațiile domnului Deianu sau ale domnului Ilie Șerbănescu. Pentru că dacă trecem de această terminologie nefericită a bulgarizării, să spunem telespectatorilor, deci a spus că dumneavoastră ați emis niște aberații. Sigur, aceasta este poziția dânsului, care eu aș pune poate poziția și... Poziția de coechipier. Domnule Cristian Tudor Popescu, deci poate că și eu, în anumite momente, chiar în această ipostază de ministru, am folosit niște calificative. Haideți să luăm complet la ceea ce s-a referit primul ministru și a calificat ceea ce a spus dumneavoastră drept aberații. Ce a fost acea, vorba de acea declarație pe care ați făcut-o dumneavoastră sau domnul Șerbănescu și a susținut-o și dumneavoastră, aceea că vom avea parte de o bulgarizare. Problema rămânea când? Că sigur vom avea parte de... Domnul Marius Tucă, nu este nimic, nu este sigur pe lumea aceasta. Dacă citiți cu atenție ceea ce eu am declarat la ședința liderilor politici ai Partidului Național Liberal, unde am fost invitat și unde am considerat că este bine să fiu prezent și să-mi exprim niște puncte de vedere legate de evoluția economiei românești. Am și datoria morală pentru că am, cel puțin formal, susținerea acestei formațiuni politice și pentru că eu cred că pozițiile pe care le exprim este cazul să le fac cunoscute, deci nu numai colegilor mei din cabinet, sigur, premierului, președintelui Constantinescu, dar și liderilor politici. Dacă vă uitați, una dintre tezele și poate cea mai importantă din acea scurtă analiză este și anume că există o disonanță în creștere între ceea ce presupune un mers al reformei bun și ceea ce eu consider a fi, ceea ce eu consider, că sigur sunt oameni care mă pot contrazice, contextul politic. Domnul Deanu, lucrurile sunt mult mai tăioase decât încercați noastră să le prezentați cu anumită delicatețe. Aici este vorba de diferențe fundamentale de opinie. Dincolo de modul de exprimare al premierului, care rămân la părerea că nu este colegial, deci atâta vreme cât lucrezi cu niște miniștri, nu spui că ceea ce spune sunt niște aberații. Bulgarizarea asta este un termen invalid din punct de vedere lingvistic, să spun, sau din punct de vedere, eu știu, semantic. E jignitor, în primul rând, că se folosește cu referire la un popor apropiat, la o țară, acest bulgarizare. De ce bulgarizare? E treaba lor și eu m-aș simți jignit dacă s-ar vorbi de românizare cu privire la nu știu ce țară care intră într-un fenomen negativ. Deci, din punctul ăsta de vedere, termenul nu este potrivit. Apoi, poate că nu e potrivit nici în amănunte. Poate că acolo se întâmplă lucrurile într-un fel și în România altfel. Dar în esență, ce ați vrut dumneavoastră să spuneți? Deci, și cu Ilie și Șerbănescu. Ați vrut să spuneți că e posibilă explozia prețurilor și scăparea cursului valutar de sub control. Sunt lucruri mult și mai... Și finalul pe care l-ați descris... Sunt lucruri mult mai grave care se pot întâmpla. Deci nu numai scăparea... Deci dumneavoastră ați vrut să avertizați asupra unui pericol iminent care paște România în acest moment. Iar domnul Victor Ciorbea, din punct de vedere economic, iar domnul Victor Ciorbea vine și vă spune că ce spune astăzi este o aberație. Domnul, aici e o ciocnire de opinii fundamentale, nu-i de amănunte. Deci, în primul rând că eu am subliniat două lucruri, repet, deci în acele declarații în fața liderilor peneliști. Am vorbit despre un context economic și despre o dinamică a economiei, că sunt lucruri diferite. Deci nu trebuie să privim economia static. Static, poți, de exemplu, să ai niște cifre, niște agregate macroeconomice chiar extrem de surprinzătoare. Luați deci evoluția leului. Cineva, pe bună dreptate, pasă, de anul ăsta e nebun, leul se apreciază față de dolar. Cum vorbește el despre situația grea a economiei românești? Nebun este leul, domnule. Leul a nebunit, nu dumneavoastră. Nu e nebun leul. Există explicații. Și care țin de coadă. Nu de coamă, de coadă. Nu. Deci acum nu vreau să
îndrept, deci, discuția pe un făgaș unde și eu m-aș simți vulnerabil la atacurile dumneavoastră, de, pentru că eu împărtășesc... Dar nu vă atacă nimeni, nu. Când vorbesc de atacuri, nu vorbesc de sulițe care să-mi intre în inimă. Nici, și este vorba de discuție, exact. O discuție care e corect să aibă loc. Deci, eu sunt în multe privințe alături de colegii mei de la Banca Națională. Deci, repet, sunt cifre care nu atestă o asemenea evoluție, pentru că există o parte vizibilă a economiei și există o parte invizibilă. Dacă vă aduceți aminte, domnule Cristian Popescu, chiar în materialul acela din Adevărul, eu am arătat cu degetul la partea invizibilă. Și această parte invizibilă devine încet, încet vizibilă și arată colții. În fond, asistența financiară care s-a acordat, pregaiul de care vorbeam. Și sunt momente, atunci când spuneam, există momente când chiar dacă vrei, nu mai poți, pentru că nu poți reacționa suficient de alert. Chiar dacă vrei să reacționezi, să contracarezi, nu mai ai resursele să faci așa ceva. Pentru că ești mic și neputincios. Când spun mic, vorbesc la singular. Suntem mici și neputincioși la un moment dat. Deci, eu poate m-am dus prea departe cu, nu cu imaginația, cu analiză pe care eu sunt obligat să o fac în termeni dinamici. Cineva ar putea să spună, bine, dar dumneata ești un om, trebuie să fii un om responsabil, chiar dacă ai aceste convingeri și elaborezi asemenea analize, atunci când te pronunți în mod public, trebuie să fii mult mai rezervat, să-ți calibrezi cum trebuie cuvintele, să fii echilibrat, să inspiri încredere și accept și asemenea argumente. O bună perioadă de timp, tocmai că am fost poate surprinzător de rezervat ceea ce oamenii cunosc ca fiind conduita mea în prezența publică, chiar mi s-a reproșat că parcă te-ai schimbat, Dăianule. Nu era vorba de așa ceva. Dar despre ce? Eu nu sunt un om schimbat și dovadă faptului că nu m-am schimbat. Avem această discuție acum legată de ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, reacțiile la declarațiile mele. Domnul Popescu spunea foarte clar și, într-adevăr, în continuare dați dovadă de delicatețe. Dumneavoastră ați făcut niște declarații, ați afirmat ceva despre ceea ce se întâmplă în România, ceea ce se întâmplă în economia românească și primul ministru v-a taxat spunând că ceea ce a spus dumneavoastră sunt niște aberații. Eu vă întreb acum altceva, pentru că mi-e greu să mă refer la partea economică, poate domnul Popescu să vă pună mai multe întrebări legate de asta. Dar zic cumva, mă refer cumva la partea morală a ministrului Dăian. Ministru care până acum a arătat că nu vrea să facă rabat de la moral. Cum v-ați simțit dumneavoastră când ați primit această declarație a primului ministru și până unde puteți să cedați la câte astfel de momente mai puteți ceda pentru a rămâne în continuare în guvernul Ciorbei? Domnule, dar vreau un răspuns tranșant. Nu, răspunsul tranșant este următorul și vă spun cum am prima reacție a mea la cuvintele dânsului și anume că aș fi preferat ca să fac o afirmație de genul sunt în total dezacord cu domnul Daniel Dăian. Putea să fac o asemenea declarație? Putea să o îndulcească, să spună că sunt domnul Daniel Dăian exagerează. Deci eu mențin această poziție, eu cred că analiza mea este pertinentă. Analiza mea nu a pus un diagnostic în ceea ce privește evoluțiile imediate și cred că acest lucru nu se înțelege și sunt surprins că oameni pe care îi presupun a fi oameni cunoscători în ceea ce privește economia n-au sesizat că de fapt eu gândesc în termenii unei dinamici și așa trebuie să judecăm lucrurile, la care se adaugă un context politic extrem de păcătos și să nu mai ne băgăm degetele în ochi sau să aruncăm praf în ochii oamenilor, pentru că și presa a ajuns la o concluzie, oamenii de pe stradă au și oamenii sunt inteligenți, deci oamenii nu putem să-i considerăm o turmă, și observatorii externi sunt foarte aproape de aprecierile noastre. Deci, oricât ar contesta clasa politică de la noi existența acestei crize, eu cred că evidența este suficient de grăitoare. Deci, din acest punct de vedere, eu nu am ce să mă reproșez. Și cred că era cazul să trag acest semnal de alarmă pe care eu l-am
și cu alte ocazii, poate mai în surdină, în cercuri mai mici. A fost ședința PNL-ului, era firesc să fac așa ceva. Era datoria mea. Nu este suficient să vorbești numai cu domnul președinte Quintus sau să vorbesc cu colegii din cabinet, care oricum îmi cunosc opiniile. Am înțeles asta. Însă ce se va întâmpla de aici înainte dacă vă veți trezi iar în situația... Vedeți că sunt într-o situație... Bineînțeles că sunt într-o situație delicată, pentru că foarte mulți imediat sar la concluzii de genul Dăianu abandonează, Dăianu dă bir cu fugiți. Ați văzut că au fost asemenea ipoteze și se lucrează cu asemenea ipoteze. Nu se acceptă faptul că un om nu numai că are dreptul la opinie, pentru că Gedanken sind frei, deci ideile, gândurile noastre sunt libere, avem și dreptul să le exprimăm. Cineva poate să ne vină, dar de ce le exprime așa și nu le spui numai în cabinet și respecti o disciplină? Din păcate, eu gândesc disciplina nu ca o exprimare identică cu poziția fie a premierului, fie a altor membri de cabinet. Eu sunt de acord că trebuie să ne respectăm, deci să nu folosim invective, acest respect să fie nici măcar, nu numai formal, deci să se vadă într-adevăr că funcționează o echipă guvernamentală, dar eu nu pot să fac rabat de la ceea ce gândesc și de la faptul că trebuie să comunicăm cu opinia publică sau, și cel puțin să comunic cu oamenii de partid, cu partidul care mă susține. Aici este lucrul cel mai grav, domnul Dan. Grav este nu în ultima instanță că premierul Cerbea a aruncat această expresie, aberație. Ea poate fi, eu știu, sigur, absolut nepotrivită din punct de vedere al relațiilor umane pure, de politețe. Nu se folosesc astfel de exprimări la nivelul ăsta. Dar mai grav mi se pare altceva. Domnul Ciorbea nu este economist. Domnul Ciorbea, cum a spus-o de mai multe ori, nu are nicio legătură cu meseria asta, este jurist și încearcă să conducă un guvern. Și în acest guvern este adus un economist de meserie, domnul Daniel Dean. Sunt aduși și alți oameni care sunt atașați acestor meserii economice. Și domnul Ciorbea, cu o ușurință extraordinară, taxează afirmațiile unui economist drept aberație. De unde știe domnul Ciorbea? Poate că sunt aberații. Dar de unde știe domnul Ciorbea cu atâta siguranță să vorbească despre afirmațiile totuși al unei persoane care are un trecut economic remarcabil din toate punctele de vedere, care a fost adusă în acest post cu anumite speranțe din punct de vedere tehnic și profesional, cum poate să expedieze? Deci e vorba de comportamentul tehnic al primului ministru. Eu n-aș fi îndrăznit să spun, de pildă, chiar dacă am fost în dezacord cu dumneavoastră. Deci și acum o să vin imediat punctul în care am fost în dezacord cu taxa de solidaritate, cu reforma, așa. Am fost chiar în violent dezacord, dar nu m-aș fi gândit niciodată cum să vă spun, să vă fac în vreun fel pentru asta. Deci, pentru că poate că aveți o justificare, deci, nu știu. Domnul Cristian Popescu, deci aici eu cred că nu e bine să accentuăm, deci, acest calificativ de aberant. Eu consider că poate dânsul și pe fondul chiar acest context politic păcătos care ne tensionează pe toți. Deci a folosit o formulă nefericită. Fondul care este? Că dânsul a considerat afirmațiile mele ca nefiind potrivite. Și aici trebuie să ne punem întrebare. Că dacă mergem pe linia dumneavoastră de raționament, sigur că se pune bine, domnul Ciorbea este jurist, domnul Dăianu este un economist și unii spun că este un bun economist. Atunci cum de un jurist contrazice afirmațiile... Nu cu contrazice. Le califică drept aberații. Aici e problema. Domnule Cristian Popescu, deci nu e vorba de calificativ. Repet. Contrazice. Deci contrazice afirmațiile unui economist. Și aici sigur că putem să găsim explicații. Inclusiv din perspectiva faptului că dânsul este premierul, deci este primul ministru al guvernului. Deci are o răspundere care este mai mare decât a mea. Și fiecare suntem supuși greșeli. Deci, cel puțin teoretic, trebuie să admitem că cel puțin teoretic că Dăianu a greșit. Eu consider că nu am greșit în analiză. Altceva. Deci teoretic. Și că domnul prim-ministru Victor Ciorbea
a beneficiat de sfaturile altor economiști care l-au convins că Dăianu a greșit prin aceste afirmații. Deci trebuie să acceptăm și aceasta. Nu, eu încerc să justific. Economiștii. Problema nu este așa. Problema este dacă Dăianu avea dreptul să facă asemenea afirmații. Chiar dacă analiza sa este pertinentă, ne putem pune această întrebare. Dacă aveam drept. Și de ce nu aveți dreptul? Sunt niște afirmații tehnice asupra unei situații. Nu. Vedeți că au fost declarații. Au fost reacții nu numai în presă, dar și ale unor lideri politici care au spus că domnul Daniel Dăianu, deci implicit rezulta din declarațiile deșilor, ar fi fost bine să nu se hazardeze. Aici ne deosebim. Deci poziția mea se deosebește de a unor politicieni. Domnul Dăianu, dați-mi voie să spun o problemă de imagine aici. Eu la asta mă pricep în primul rând, la imagine, că trebuie să mă pricep. Cum mai are căderea ministrului de finanțe în momentul când se va confrunta și se confruntă cu sindicatele, cu oameni ieșiți în stradă și le va comunica? Nu sunt bani, nu am de unde să vă dau, cum ați spus. 25% e maximum ce vă pot da, înțelegeți? Și ea vă spune, ăsta vorbește? Ăsta care emite aberații? Păi ne-a spus Ciorbea ce-i cu el. Da. Deci acesta e serviciul pe care vi l-a făcut domnul premier Ciorbea în spiritul echipei ăsta care trebuie să funcționeze. Da, ce spuneți acum, într-adevăr, este un lucru care, bineînțeles, că poate să aducă atingere modul în care eu pot să particip la dialogul cu sindicatele și, în general, la dialogul public. Asta este situația. Repet, revin la această chestiune a responsabilității. Știți foarte bine că există ministrul adjunct de finanțe din Japonia, Sakakibara, domnul Yen, care, așa cum este cunoscut, care atunci când face o declarație se spune că poate să miște yenul, raportul dintre dolar-yen. Sunt și alții, Greenspan, deci guvernatorul Sistemului Federal de Rezerve. Atunci când face o declarație, vedeți că toată lumea se mișcă dobânzile sau se poate mișca evoluția dolarului. Eu spun asemenea, exact, deci eu spun, există oameni care pot într-adevăr să aibă o evoluție surprinzătoare, au poate o putere mai mare decât o instituție. Hans Dittmeier, care este șeful băncii centrale, Bundesbankului. Dar se mai pune însă o altă problemă. Deci acolo lucrurile sunt cât de cât așezate. Se cântăresc într-adevăr foarte mult cuvintele. Dar eu vă întreb pe dumneavoastră, chiar așa fiind, nu sunt momente în care ești forțat de împrejurări să ai și o ieșire publică. Nu este suficient să spui într-o ședință de cabinet. Și poate eu îmi reproșez acum că nici în ședințele de cabinet poate nu am spus suficient de mult și poate cu mai multă tărie. Domnul Dăianu, vă sugerez ceva. Având în vedere situația în care se află în România și eu ader la părerea dumneavoastră, și anume că situația este foarte gravă, oricât ar spune domnul Ciorbea că sunt aberații ce spun, este extrem de gravă și poate deveni și mai gravă. Poate ar fi bine să propuneți în acest guvern un moratoriu invers, un moratoriu al transparenței. Începând din acest moment, fiecare ministru să spună în mod public, pentru că această regulă la care eu am aderat într-o perioadă, aceea a tăcerii, aceea a discuțiilor închise discipline. Totuși în guvern. De pildă, eu atunci l-am criticat pe domnul Băsescu pentru gestul său de a vorbi în afara guvernului, împotriva guvernului. Dar întrucât situația se deteriorează constant, vă propun această idee, ca din acest moment să se lase toate aceste bariere la o parte, oricum nu mai e nimic de ascuns. Ce să mai ascundem? Și să vorbească toți miniștrii, de fiecare dată când fac ceva, să vorbească în fața populației, să spună foarte limpede ce se întâmplă la acest guvern. Începând cu primul ministru. Domnul Cristian Turbovescu, vedeți că aici sunt două lucruri diferite. Prima parte a propunerii dumneavoastră o înțeleg, și anume ca să fim transparenți. Și în general, aceasta este o cerință a actului guvernării. Ea nu se realizează. Pentru că actul guvernării are o pronunțată dimensiune politică. Niciun guvern de tehnicieni nu este suficient de transparent. Uneori din rațiuni pur tehnice, pentru că sunt informații, unele de importanță capitală pentru siguranța națională, strict secrete, alte secrete, deci există întotdeauna... Nu, vreau să vă spun că întotdeauna există grad de transparență.
Nu putem vorbi de transparență totală. Doi, un guvern rămâne un guvern. Deci nu putem să abdicăm de la niște reguli de funcționare. Un guvern în care fiecare face ce vrea, în care fiecare nu mai respectă o linie, deci o conduită a guvernării, practic nu mai este guvern. Este o adunătură. Sigur, fiecare poate să fie foarte transparent. Nu mai există solidaritate. Păi de ce să respecte o linie? Deci, repet, să respecte linia. Eu consider că declarațiile mele deci nu au însemnat o dezavoare a guvernului, deci a membrilor guvernului. Ce a fost opoziția mea, vedeți, nu a guvernării, deci a membrilor guvernului. Eu respect. Nu, dar cred că această nuanță nu este de neglijat. Dumneavoastră ați spus ca fiecare, cu alte cuvinte, practic să nu mai facă parte din guvern. Ba să facă. Ceea ce fac toți odată, da, se anulează reciproc. Deci dacă numai unii vorbesc și alții tac, abia aia este situația cea mai gravă. Dacă toată lumea are libertatea să spună firește, nu secretele de stat. Și lucrurile acestea, de fapt la ce vreau să mă refer, știți foarte bine la ce, la interferența, la presiunea politicului asupra deciziilor tehnice în acest guvern. Câtă vreme se păstrează această regulă, politicul își poate exercita liniștit, în tăcere, acolo, presiunile aberante, și folosesc eu acum acest cuvânt, nu domnul Victor Ciorbea, asupra tehnicienilor din guvern. În momentul în care lucrurile sunt prezentate la scenă deschisă, e mai greu să vină domnul premier sau altcineva sau de la Cocopa, de care se vorbea zilele acestea, și să spună, nu faceți așa, faceți cum vă spunem noi. De 8 ani de zile această țară suferă pentru că vin niște toarăși de la politruci și spun, nu faceți așa, faceți cum spunem noi, că noi suntem interesați să ne menținem scaunele. Domnule Cristian Tudor Popescu, deci, există mult din ceea ce spuneți care zic că merită considerație. Dar eu zic să nu simplificăm atât de mult relația între politic și funcționarea unui guvern. În afară de relația, să spunem, strictă între membru al cabinetului care este și om politic, deci este în cabinet și funcționează în cabinet în ipostaza de reprezentant al partidului care l-a trimis. Și nu se poate rupe acest cordon ombilical. Păi degeaba l-a trimis, pentru că ajunge la Domnul Tucă, nu, vă spun că există această relație. Bun. Care nu poate fi fracturat. Domnule. Dar există însă o relație care poate este mai importantă. Ne fracturăm noi definitiv. Este relația între Parlament și contextul politic în general și funcționarea guvernului. Cine e domnul Leu în România? Domnul Leu, deci avem pe Mihai Leu, care este un mare campion, și mai există moneda națională. Atunci o să vă întreb altfel. Să ține că domnul Deanu și-a păstrat umorul ăsta, bun. În urma cărei, și e destul de bună poanta, în urma cărei declarații a scăzut dolarul? Unei declarații? Politice sau în urma ce a scăzut dolarul? Nu, dolarul, deci nu a scăzut în urma unei declarații, la noi în țară, da? În țara noastră, da. Nu, s-a apreciat leu, deci nu datorită unei declarații. S-a apreciat leu? Da, s-a apreciat leu. S-a apreciat datorită condițiilor monetare. Pe ce baze? Datorită condițiilor monetare. Și cât vor rezista aceste condiții monetare? Acestea nu condițiile. Condițiile monetare se vor schimba dacă într-adevăr nu vom face reforme structurale. Deci, credeți că e o greșeală ca eu să mai cumpăr valută? O bună perioadă de timp n-aveți. O bună perioadă. Depinde acum cum calificăm orizontul de timp. Îmi cereți acum să intru într-o analiză. Aș prefera să nu fac o asemenea analiză ca ministru de finanțe. Spectatorii așteaptă cu sufletul la gură răspunsul la întrebare. Și vă dați seama că ca ministru de finanțe, un om inteligent, ținând seama de ceea ce am scris și în articolul de la dumneavoastră, domnul Cristian Popescu, care într-adevăr este un material greu de digerat, recunosc acest lucru. Dar sunt multe trimiteri acolo, legate de evoluția viitoare, nu de evoluția trecută a economiei românești. Și faptul că avertizez în ceea ce privește reformele structurale
și că e cazul să judecăm în termeni dinamici și nu statice economia românească. Nu mă îndepărtez. Nu, ofer oamenilor exact repere după care pot să judece. Pentru că nu este suficient să spun când. Ar fi și domnule ministru, ar fi un răspuns incorrect. Deci, în momentul în care vorbesc de posibilitatea ca lucrurile să se complice peste măsură, ce înseamnă acest fapt? Înseamnă o inflație pe care nu mai controlăm. În momentul acela, asistăm la prăbușirea alea. Nu, dar s-a vorbit intens anul trecut, aduceți-vă aminte. Știți când s-a vorbit ultima dată de bulgarizare? Vă rog. În termenii ăștia, dacă pot să spun așa? În momentul în care se vorbea că președintele Iliescu va redeveni președinte. Nu știu dacă știți declarațiile de atunci. Nu știu. Sau nu mi-aduc aminte, deci... Convenția și, mă rog, și Uniunea Social-Democrată câștigaseră alegerile, puteau să formeze majoritatea și atunci se zicea, domnule, dacă o să ajungă, dacă o să iasă Iliescu președinte, o să avem parte de o bulgarizare. Atunci a fost ultima dată, din câte ține minte, făcută această declarație. Dar haideți să ne întoarcem la o altă declarație de a dumneavoastră, pentru că nu ne-ați vrut să răspundeți. Eu nu știu ce să fac în momentul ăsta. Ori să cumpăr titlul de stat, ori să cumpăr... Cumpărați titlul de stat. Păi că aici n-ați mai ezitat. Nu, am dat un răspuns. La dolar ați luat-o cu dinamica, cu expectația. Domnul Cristian Tudor Popescu, deci pot să vă spun că dacă lucrurile merg bine, și v-am spus și la precedenta noastră întâlnire, că dacă lucrurile merg bine, deci reușim să ținem deficitul bugetar sub control, într-adevăr ne apucăm de acești mamuți în economie. Nimeni nu este absurd, deci nimeni nu-ți pretinde să închizi întreprinderile peste noapte. Trebuie să te apuci însă să faci treabă. Și ce înseamnă să faci treabă? Nu trebuie neapărat să închizi o întreprindere, pentru că de multe ori nu poți imediat să o faci. Dar să îngheți, de exemplu, un fond de salarii, când știi că salariile se dau nu în urma unei performanțe. Să impui niște criterii de performanță legate de condiționarea sprijinului financiar. Îți dau numai dacă ai performanță. Și asta să privească și o întreprindere care este orientată către export. Domnule ministru. Deci dacă am reușit să facem acest lucru... Și ce vă împiedică? Domnule Cristian Tudor Popescu, deci iar ajung la ceea ce am spus în fața liderilor PNL. De ce PNL? Nu puteți îngheța fondurile de salarii la o regiune? Programul nostru economic prevede așa ceva. Și veți reuși să înghețați fondurile salarii la RNR? Domnule Popescu, eu sunt, la RNR eu sunt obligat să încerc să fac așa ceva. În momentul când voi vedea că nu se poate, rândurile, dar deci punctele... Dar nu le puteți îngheța dumneavoastră, iertați-mă. Nu, domnul Cristian Tudor Popescu, deci... Când spun că nu vom putea, în primul rând că eu nu cred în persoane mesianice și în oameni providențiali. Deci eu cred în procese. Tantârie Bruc, credeți? Permiteți-mi, domnul Marius Lucrea, Tantârie Bruc, există mulți. Există mulți. Dacă nu credeți în persoane mesianice, probabil că, cum să spun, credeți în Tantârie Bruc. Nu, cred în ceea ce este omenește posibil. Poți să ai idei geniale, dar îndeopște, deci nu poți să fii cu providența în desagă. Ce cred în procese, în criterii, în reguli și în proceduri. De pildă, să luăm lista. Cu guvernul ăsta și cu susținerea parlamentară de acum? Dumneavoastră mă întrebați, îmi cere să dau un răspuns la o chestiune pe care eu am pus-o pe tapet. Păi tocmai de asta vă întreb. Deci am cum să cumpăr eu, Marius Tucă, titlul de stat, când Ministrul Finanțelor declară că există o dinamică, virgulă, care ne îndreaptă spre alegeri anticipate și că în asemenea circunstanțe reforma autentică este pusă sub semnul întrebării. Vreau să merg mai departe. Da. Dean avertizează că este nevoie de un program economic solid și îndrăznesc pentru țară, de voință politică și de sprijin în Parlament, ceea ce în momentul de față nu se prea observă. Da, nu retractez ceea ce am declarat. Nu, dar eu pot să dau înapoi titlurile de stat? După declarația asta? Titlurile dumneavoastră sunt pe... Deci titlurile pe care le cumpărați sunt pe termen scurt. Deci nu sunt pe un an sau pe trei ani. Nu, că alegerile anticipate în termen foarte scurt după declarația noastră pot avea loc. Și aveți perfectă dreptate domnule Marius Tucă. Domnule Marius Tucă. O secundă. Deci, domnul ministru, o secundă. Iertați-mă. Da. Deci eu sunt de acord cu ceea ce ați declarat dumneavoastră. Că există o dinamică, virgulă, care ne îndreaptă spre alegeri anticipate. Eu personal sunt de acord cu asta. Și că în asemenea circunstanțe, firesc, reforma autentică este pusă sub semnul întrebării. Eu mai pot să cumpăr titlul de stat?
Da, domnul Marius, că și vă spun și de ce. Vă spun și de ce. Chiar și atunci când, chiar dacă ne-am îndreptat către alegerile anticipate, dacă avem inteligență și avem putință, dumneavoastră o să mă întrebați imediat, pe unde, domnule Dăianu, că nu văd nicio putință, dar nu, o să încerc. Nu o să declarați că nu există nicio putință. Că nu există susținere. Păi, eu am făcut acest apel tocmai că pentru a găsi această putință. Păi dumneavoastră vreți să schimbați primul ministru, asta vreți să faceți. Domnul Marius Tucă. Când cereți voință și putință? Păi ora așa, ora alegeri anticipate, așa se capătă voința și putința. Haideți să vorbim deschis. Domnul Marius Tucă, deci eu nu vreau să schimb pe domnul Victor Ciorbea. Și vă mai fac o declarație. Poate că etic este că atunci, dacă se va întâmpla așa ceva, ca să plecăm. Deci cabinetul Victor Ciorbea, inclusiv Dăianu Cerbănescu. De ce nu întregime? Nu vreau să vă spun. Pentru că și la bine și la rău. Și asta este. Nu e o chestiune care ține, să spunem, poate are o dimensiune etică. Deci, nu pot să nu vă spun că într-un fel ceea ce spuneți dumneavoastră este o forțare a notei. Deci declarația mea este, cu alte cuvinte, dacă nu Dăianu, dacă un X membru al cabinetului face o declarație privind starea lucrurilor în țară, automat trebuie să fie schimbat premierul. Nu cred că este corect să facem o asemenea legătură mecanică. În ce situație, din punct de vedere politic, se află România? În momentul de față, într-adevăr, există o criză politică. Și a nu recunoaște această criză politică, sigur, putem, o criză politică care a atras și o criză de guvernare. Pentru că criza politică se răsfrânge asupra actului de guvernare. De ce avem o criză politică? Pentru că am avut o dinamică politică păcătoasă. Bun, cum vom ieși? De ce avem o dinamică politică păcătoasă? Pentru că există diferențe. Bun, cum vedeți ieșirea din această criză politică? Sigur că pot imagina... Nu o să vă las eu. Domnule Marius Tucă, îmi cereți ca fiind membru al cabinetului să fac o analiză pe care sigur că eu mi-o fac. Mi-o fac ca ministru de finanțe. Dar nu-mi cereți acum să vorbesc și să intru în acest teritoriu. Permiteți-mi, eu cred că și așa am... E regulă, dacă nu eu cred că problemă. Nu e regulă, dar eu nu sunt acum un analist politic. Totuși sunt un membru al cabinetului, deci un ministru, și cred că am spus suficient. Încercam să leg situația dumneavoastră, situația, locul dumneavoastră de ministru, de situația politică și de criza politică pe care ați enunțat-o mai devreme, însă nu vreau... Bine, deci nu... Domnul Marius, nu e vorba că nu vreau. Deci nu puteți. Eu am exprimat niște exigențe ale unei guvernări eficace. Dacă vrem guvernare eficace, trebuie să găsim o rezolvare la... Nu sunt îndeplinite în acest moment exigențele unei guvernări eficace. Domnule Marius, știu că opinia mea este că nu. Bun. Ați declarat că nu doriți să fiți părtași la acte de guvernare de natură să complice și mai mult situația economică actuală. Facem analiza pe text. Da, sigur. Păi dacă nu sunt îndeplinite condițiile unei guvernări așa cum trebuie, da, spuneți-mi, dumneavoastră, nu sunteți în acest moment părtași la acte de guvernare de natură? Eu vă întreb pe dumneavoastră tocmai pentru că... Vă răspund. Vă rog. Deci, ce ar fi fost mai bine? Ca să-l vedeți odată pe Dăianu țâșnind și spunând, mi-am înaintat demisia domnului prim-ministru. Nu, vă întreb acum, pentru că mi-a spus această întrebare. Da, automat primit răspunsul. Deci sunt două situații. Da. Deci, mi-am înaintat demisia, fără nicio explicație, pur și simplu, am plecat. Da. Sau, să am aceste explicații. Deci, cu domnul președinte, cu liderii PNL, cu liderii Partidului Național Țărănesc, cu domnul prim-ministru, cu membrii cabinetului, care înseamnă și exprimări publice, pentru că eu am și o datorie față de opinia publică din România. Deci, eu cred că așa este corect. Deci, nu este suficient să spui unor lideri politici să-ți înaintezi demisia când te întreabă cineva de ce ți-ai înaintat demisia, să știi că sunt bolnav și nu mai pot, pentru că ți impune disciplina să spune în cabinetului să nu spui altceva. Deci, nimeni nu m-ar absolvi de răspunderea de a fi spus la momentul oportun ceva. Ai sigur că se poate invoca, dar n-ai spus cum trebuie.
sau a exagerat. Erai ministru de finanțe și nu era cazul să faci asemenea declarații. În primul rând, sunt un economist și cred că sunt un economist responsabil. Și aș vrea foarte mult ca această dinamică să fie arestată și ca eu să fie exagerat. Însă, vedeți că faptele, eu cred că atestă în bună măsură ceea ce eu am spus. Domnul Deanu, eu v-aș întreba în calitate de economist, nu de om politic. Care credeți că vor fi consecințele desfășurării de alegeri anticipate în România din punct de vedere economic? Deci, mă asigur că fac o analiză. Alegerile, deci mersul către alegeri anticipate, sigur că impune o anumită conduită partidelor. Să nu ne facem iluzii. Opinia mea este că și un guvern de tehnicieni care eventual ar fi chemat să gestioneze treburile până la desfășurarea alegerilor anticipate, în ipoteza că nu rămâne acest guvern. Deci, vedeți, fac acum speculații. Acel guvern de tehnicieni pur și simplu va gestiona treburile țării astfel încât lucrurile să nu scape de sub control. Deci va fi e un automat, normal, să-i spun, sigur, da. Deci un asemenea guvern nu poate să aibă acel sprijin politic care să-l determine, chiar dacă vrea, pentru că vedeți, nu e suficient să vrei. Trebuie să poți prin faptul că ai sprijin politic în Parlament. Bun, eu pot să vreau. Politice, deci asta nu scrieți prin politice. Păi vă spun care ce s-ar întâmpla. Consecințele în plan economic. Nu, în plan economic, deci se poate încerca ținerea lucrurilor sub control, adică să nu ajungem la situații dramatice. Au loc alegerile anticipate. Și sigur că se formează un nou guvern care poate să se acopere. Cât timp înseamnă asta fizic? Cereți acum să facă o evaluare, depinde asta de momentul în care se inițiază procesul. De tehnic cel puțin 6 luni de zile. Deci sigur că se întâmplă în 6 luni cu o Românie aflată deci în situația unui guvern minimal care nu mai poate iniția practic nimic, nu mai poate avea nimic. Doar să gestioneze, da. Gestionează în regim de avarie exact, o țară. Exact. Deci asta ce se va întâmpla dacă România trece 6 luni de zile prin această situație? Domnule Cristian Turbu Popescu, deci reformele structurale, deci am și răspuns. Este foarte puțin probabil să avem acea masă critică de reforme structurale. Se poate încerca ținerea inflației sub control, deci această țintă de sub 40% devine iluzorie. Sigur, nu este musai să ajungem la peste 100. Dar nu mai putem gândi în termen de inflație sub 40%. Este probabil să nu putem nici deficitul bugetar să-l mai ținem sub 4%, ceea ce era necesar tocmai pentru a da credit sectorului neguvernamental, deci economiei private. Bun. Deci vom pierde sprijinul Fondului Monetar Internațional. În aceste condiții. Este, că și așa se mai ține, poate ne spuneți în momentul este, de față. Este, care este stadiul este, discuțiilor este cu FMI? Nu, noi continuăm să discutăm cu Fondul Monetar Internațional. Și care e situația acestor negocieri? Deci, așa cum s-a subliniat și în presă, deci nu numai la noi, și în presa, în presa străină, deci există îngrijorare față de ceea ce se percepe a fi instabilitate politică în România. Deci, un mers al evenimentelor, deci un proces politic care sugerează că putința de a iniția și de a implementa reforme structurale, deci este destul de mică. Da, asta deci nu există acum aceasta. De când e criza, stați puțin, nu e de acum, de ieri. Păi ea este de un an și jumătate. Domnule Cristian Turbescu, de asta m-ați întrebat care este percepția. Deci FMI-ul a constatat, deci, după știința mea, că ați ieșit de pe orbită, nu? Fondul Monetar Internațional, dacă vă aduceți aminte, deci în urma discuțiilor din august, după care au urmat, deci imediat după remaniere, alte discuții, da. Deci și-a manifestat nemulțumirea față de mersul reformelor structurale. Și de fapt au spus experților ceea ce și mulți economiști la noi, inclusiv membrii ai Parlamentului, deci analiști, au remarcat, și anume că există o disociere sau a existat o disociere în creștere între politicile strânse monetare și fiscale
și ceea ce se întâmpla în economia reală. Și trebuia să vină femeiul pentru ca guvernul să înțeleagă acest lucru. Domnul Cristian Tudor Popescu... Presa responsabilă a spus-o de mult, mult înaintea oamenilor politici, acest lucru. Mai presa responsabilă. Deci, presa analiștii, analiștii au constatat acest lucru. Deci, nu e vorba că a venit Fondul Monetar Internațional și ne-a spus. Deci, aceste lucruri... Aceste lucruri, deci... Credeți dumneavoastră că domnul Ilie Șerbănescu are nevoie de Fondul Monetar Internațional pentru a face asemenea constatări? Sau domnul Valentin Ionescu? Venim la domnul Ciorbea din nou. Deci domnia sa declară înainte de venirea membrilor, a avut grijă să fie puțin înainte de venirea membrilor delegației FMI, că de data asta avem un Mercedes 100% românesc. Vă întreb acum, a mai rămas vreo roată din Mercedesul ăsta în urma discuțiilor? Domnule Cristian Tudor Popescu, deci în primul rând o roată nu trebuie să folosiți o spiță. Această formulă. Păi nu, a folosit-o domnul Cioră. Deci programul n-are cum să nu rămână din acel program. Pentru că, vă spun, în ceea ce privește o anume filozofie a rigorii, că nu poți consuma mai mult decât produci dacă nu te împrumută cineva. Și acel cineva nu te împrumută sine die. Că, deci sunt câteva reguli de aur în conduita politicii economice. Că dacă statul consumă foarte mult, nu rămâne suficient pentru sectorul neguvernamental, pentru sectorul privat. Deci aceste lucruri nu trebuie să ți le spună Fondul Monetar Internațional. Economiștii pur sânge, deci economiștii buni de la noi știu lucrurile astea. Unde ne putem bate? Detalii. O serie de ipoteze. De pildă, eu vă dau un exemplu. Noi avem o ipoteză cheie în ceea ce privește veniturile din privatizare. Și o să vedeți cât de critică este această ipoteză și cât se leagă de evoluția procesului politic. Ce veți face? Deci veniturile din privatizare, chiar și folosindu-le, deci pe programe, deci venituri din privatizare, ele sunt în structura bugetului nostru. Dar noi putem să avem o ipoteză care însă nu se acopere integral cu cea interlocutorilor noștri. Ei, de pildă, pot să evoce următoarea relație. Dar ce garanție avem noi că procesul privatizării în România se va desfășura în ritmul și cu rezultatele pe care dumneavoastră le anticipați, având în vedere că există o serie de blocaje. Și aici practic îți încrucișezi sabia cu aceluilalt. Amândoi avem dreptate dacă ne apărăm teza cu care lucrăm și totuși putem să nu ajungem la o înțelegere. Nu complicați lucrurile. Eu nu le complic. Simple. Domnul Cristian Tudorescu. Deci tentația oricărui politician în clipa de față este să ia banul, să bage mâna, să ia banii din privatizare și să completeze cu ei bugetul, să mai acopere găurile și să se mai mențină în această situație de moarte clinică. Asta este tentația. Deci, ce spuneți dumneavoastră este un alt mare adevăr și nu este legat atât de veniturile din privatizare. Este inabilitatea în toți acești 8 ani, într-adevăr, să atacăm acești mamuți. Deci mari producători de pierderi din economie. Deci nu e vorba numai de relația între veniturile din privatizare și construcția bugetului pe 98. Dacă vă aduceți aminte, în câteva rânduri am spus că avem un deficit structural mare, care este provocat printre altele și de serviciul datoriei publice. Deci noi acum 3-4 ani nici nu aveam datorie publică. Eram într-o stare excelentă din acest punct de vedere. Așa cum cu ani în urmă aveam un beneficiu datorită faptului că datoria noastră externă era modică în raport cu ceea ce avea Polonia chiar după tăierea aproape la jumătate a datoriei externe, după ce a fost iertată de aproape jumătate din datoria externă, și Ungaria, care are o datorie mult mai mare. Și avem acest serviciu al datoriei care, dacă nu suntem atenți, precum bulgărele de zăpadă, ne va copleși pentru că dobânzile aceste mari, vă dați seama ce efect are asupra serviciului datoriei, la care s-au adăugat consecințele unor acte normative, unei legislații adoptate în 1997
sigur, în care am încercat să ajutăm clasa antreprenorială, deci oamenii de afaceri, cu amortizarea accelerată, cu deductibilitatea cheltuielilor privind reclamă. Și am ajuns, vânzarea întreprinderilor. Ascultați-mă, vă rog să mă ascultați. Vă rog să mă ascultați. Deci o gaură în buget de 7%. 7%. Dacă cineva își imaginează că această gaură o putem acoperi într-un an printr-o colectare mult mai bună, că s-au vânturat asemenea idei, că de ce de ea nu reduce cheltuielile, să spunem. Să reducă cheltuielile. Da? Când sănătatea plânge, când educația plânge, când alte servicii publice, ordinea publică, nu putem să ajungem sub subzistență cu serviciile publice. Colectare mai bună. Cine își imaginează că într-un an de zile poți să colectezi atât din economie, care să însemne câteva procente din produs intern brut, înseamnă că nu știe ce vorbește. Și este un om care practic nu ia pixul sau creionul în muncă, în mână și nu face calcul. Dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că veniturile din privatizare trebuie să fie folosite pentru programe, pentru investiții, pentru retehnologizare. Așa este. Și aici sunt în totul de acord cu dumneavoastră. Și pentru privatizare. Și pentru privatizare. În continuare, privatizare. Ca să meargă procesul la fabricile mai proaste, ele trebuie făcute mai bune puțin și vândute. Nu că știm cum se Cristian face Popescu, vă spun, într-un sens foarte larg, să știți, eu nu vreau acum să mă fac avocatul diavolului, în sensul că vreau să justific cheltuielile care trebuie să le acoperi din venituri din privatizare. Dar să știți că atunci când se spune că trebuie mai mulți bani pentru educație, acesta nu este un capriciu al ministrului învățământului. Și aceasta este investiție. Mai mulți bani pentru sănătate. Sigur că sunt investiții. Și uitați că nu avem bani destui să dăm. Nu avem bani destui să dăm. Este foarte ușor să ceri atunci când ești în situația de a cere numai și atunci când nu trebuie să te uiți și la câți bani bine, există. Domnule ministru, atunci taxa asta de solidaritate cu reforma. Da. Ați văzut-o dumneavoastră ca o soluție. Da. Una dintre soluții, nu este. Și care este justificarea ei din punct de vedere? Dați-mi o justificare. Din ce măsură este corectă și eficientă această domnule măsură? Cristian, taxa de Popescu, cu reforma. Deci taxa de solidaritate, în primul rând, că nu are mai multe întruchipări. Deci eu nu pot să vă spun acum tehnic, nu în sensul că nu știu care ar putea să fie posibilitățile. Deci, care va fi întruchiparea efectivă a acestei taxe de solidaritate? Ea este provocată de o nevoie foarte simplă. În momentul în care nu poți să acoperi niște găuri pe care trebuie să le acoperi, pentru că dacă nu le pot acoperi prin încasări, prin venituri, sunt obligat să mă împrumut, domnule Cristian Popescu. Exact ceea ce dumneavoastră ați înfierat. Ați spus că statul se împrumută. Deci, păi taxa de solidaritate nu e un împrumut. Nu. Luați bani, nu vă împrumutați. Păi de ce mă duceți la împrumut? Discutăm separat și pe ăla. Nu mă ascultați. Nu m-ați ascultat. Deci vă rog să mă urmăriți. Vă urmăresc. Am spus așa. Deci, dacă nu reușesc să măresc încasările, deci veniturile statului, taxa este un venit suplimentar. Atunci voi avea un deficit bugetar mai mare și sunt nevoit să mă împrumut sau statul poate să ajungă în situația în care se află, de pildă, într-o țară vecină și respectă această convenție, să nu mai menționez pe nume, în care nu s-au plătit salariile. Și nu o lună sau două luni, nu s-au plătit câte 6 luni salariile. Să știți că se poate ajunge și într-o asemenea situație. Și e bine să evoc această situație. În România se plătesc de bine de rău salariile. Deci sunt țări, sau există o țară, sau există țări unde nu se plătesc salariile la oameni. Din dorința de a menține echilibrul bugetar și echilibrul monetar pentru a nu avea inflație. Păi să mă ierte ce domnul. Ce înseamnă salariile la oameni, domnul? Salariile la oameni? Mă uimit. Salariile la oameni, de care salariile oameni? La bugetari. La bugetari? La bugetari. Și câți dintre acești oameni iau salariul de pomană? Câți dintre acești oameni sunt angajați în niște întreprinderi care realizează pierderi uriașe? Domnul Cristian Popescu. Cum puteți să spuneți așa ceva, domnule? Pot să spun și dacă mă ascultați, aveți puțin pică răbdare, ca să zic. Deci, salariul este un contract social. Faptul că omul nu muncește,
și primește salariu, este treaba celui care conduce întreprinderea să stabilească niște criterii de performanță și să penalizeze salariatul. Cum putem noi să spunem, de pildă, în momentul de față, unui bugetar, unui salariat din Ministerul Învățământului sau din Ministerul Sănătății, că nu-ți plătesc salariul 3 luni de zile? Și să spunem asta în masă? Nu este vorba de Ionescu sau de Popescu, care poate fi penalizat pentru acte grave, să spunem. E vorba despre o conduită generală a statului. Nu este vorba de așa ceva. Deci eu vă spun, domnule Cristian Popescu, domnul Tucă, deci, vă rog mult, după ce termină domnul ministru, să-mi dați și mie 2 minute, sigur, să-i răspund. Nu vă mai întreb, vă rog frumos. Deci, domnul Cristian Popescu, eu vă înțeleg, practic, protestul față de a da salarii celor care lucrează în întreprinderi cu mari pierderi. Dar una este, deci, să condiționezi salarizarea unui om de performanța întreprinderii, și aici putem să discutăm mult, de ce, de pildă, există regii unde salariile sunt excesive în raport cu performanța, și altceva să nu dai unor oameni salariile pe care ei le merită. Eu la această situație m-am referit. Deci nu vorbesc de un caz flagrant în care niște oameni primesc salarii necuvenite, pentru că întreprinderea are pierderi sistematice și nimic nu se face. Și vă înțeleg protestul. Și asta și încercăm să facem acum. Deci în programul economic avem asemenea măsuri. Eu nu mă bat cu pumnii în cer și o să reușească Dăianu, ci poate n-au reușit alții sau n-au intenționat să facă alții. Dar cel puțin noi dorim să, sau intenționăm să facem așa ceva. Eu vorbesc însă de un fenomen de masă. Deci starea în care statul nu își poate onora obligațiile față de... Eu vă întreb pe dumneavoastră. Sunteți redactor șef la ziarul Adevărul. Și se întâmplă ceva cu ziarul dumneavoastră. Un șoc. Nu știu din ce cauză dumneavoastră aveți vânzările colapsate. Oamenii și-au făcut datoria. Și-au scris reportajele. Au venit la treabă, la timp. Ce faceți? Le puteți spune așa, oameni buni, n-am bani, păsuiți-mă o perioadă de timp. Sau conducerea ziarului poate să facă așa ceva. Însă nu le puteți spune, știți, nu vă dau salariu pentru că n-am bani. Și cu asta am terminat. Salariul exprimă, și nu numai salariul, venitul. Dar în cazul de salariu exprimă un contract social între cel care muncește și cel care a dat un loc de muncă. Respectul trebuie să fie și de o parte și de alta. E adevărat că mulți trachiulul de multe ori și n-au respect față de cel care oferă un loc de muncă. Tocmai de aceea acest contract e bine să fie clar definit, cu penalități de ambele părți. Așa cum sindicatele pot să penalizeze. Să nu ajungem până la contractul de muncă. Dar eu la așa ceva m-am referit. Deci eu vă înțeleg. Hai să-l ascultăm, domnul ministru, vă rog. Bine. Iertați-mă. Haideți să-l ascultăm și pe domnul Popescu. Deci, din punct de vedere practic, e foarte greu totuși ca ziarul Adevărul să colapseze vânzările de la 200 și ceva de mii, care viraj e greu. În al doilea rând, ziarul Adevărul este, și de aici începe lucru pe care dumneavoastră nu-l înțelegeți în ceea ce vă spune domnul ministru. Îmi pare foarte rău că trebuie să constat acest lucru. Ziarul Adevărul este o unitate 100% privată, domnul ministru. De 7 ani de zile, în acest ziar, banii se câștigă în modul cel mai privat cu putință. Eu trăiesc de 7 ani de zile într-o economie de piață necruțătoare în ziarul acolo. Perfect. Păi aici este problema, domnul ministru. Nu, care e diferența? Vă lăsați, eu nu v-am intrat. Da, vă rog. Vă ascult. Deci, dumneavoastră nu trebuie să dați salarii nimănui, domnul. Este lucrul cel mai sumbru pe care l-am auzit spus de dumneavoastră. Ferice de statul care n-are a da salarii oamenilor. Salarii trebuie să le dea patronii. Salarii, mă lăsați acum să termin. Da, vă rog. Deci un stat adevărat este ăla în care salariile oamenilor le dau patronii și în care există un sector privat puternic. Deci dumneavoastră stați mai puțin. Dar am vorbit de bugetar, de un contract social între bugetar și stat. Păi câți bugetari avem în țara românească, domnul Cristian? Stați o chestie. Deci eu nu vă întrerup pe dumneavoastră, nu trebuie. Vreți să mergem pe un sistem de întreruperi brutale? Nu, domnul Cristian. Mă ascultați până la sfârșit, că eu nu vreau să vă tratez ca un om politic. Bine. Că atunci pot să schimb regimul puțin. Dar nu trebuie să mă amenințați. Păi nu vă ameninț, dar eu v-am ascultat fără să scot un singur cuvinte. Bine, am înțeles. Bine. Nu, haideți să deci, zic, nu e vorba de o amenințare din partea noastră. Ce amenințare? Păi dumneavoastră mă găsesc că să vă amenințați. Hai să termine ce are de spus domnul Popescu. Lăsați-mă să vă spun și eu că am și eu o problemă de rezolvat.
Da. Deci, hai, statul este bine pentru o țară ca, cum să spun eu, să, ca oamenii din țara aia să depindă economic în cea mai mică măsură de către stat. Deci, dumneavoastră îmi vorbiți de faptul că trebuie să dați salariile, că trebuie asigurate salariile la bugetari. Eu cred că principalul lucru pe care trebuie să-l faceți dumneavoastră este să determinați bugetarii să plece din situația de bugetari într-o situație de privat. Ori în această direcție, tot ce a făcut guvernul Ciorbea de un an și ceva este în a-i încuraja pe bugetari să stea tot în sectorul de stat, cu salarii care nu sunt ele extraordinare, dar sunt sigure, banul vine, pierderile la întreprinderi cresc, dar banul vine în continuare și nu există nicio presiune pentru respectivul bugetar ca să se ducă în sectorul privat. Nu are niciun fel de neliniște că de mâine întreprinderea asta se închide, asta de stat, că va fi plătit din ce în ce mai puțin și că este bine să se riște, că ăsta este de fapt lucrul cel mai dificil, să hotărâți masa asta de oameni pe care a păsat-o pe creier comunismul 50 de ani, să hotărâți masa asta de oameni să riște și să iasă în zona privatului, în zona unde nu mai știi dacă mâine o să primești salariu, că nu ți-l mai dă domnul Dăianu, ți-l dă patronul. Și patronul poate să spună de mâine, domne, ești liber. Asta este. Deci mă uimește această viziune paternalistă pe care o aveți dumneavoastră, domnul Dăianu. Dacă o avea, eu știu, domnul Văcăroiu, care altfel e un tehnician foarte bun la menținut chestii din astea, nici moarte, nici vii, nu m-ar fi mirat. Domnul prezident. Dar dumneavoastră aveți o asemenea viziune? Deci, domnul ministru, deci v-am înțeles. V-am înțeles. Eu cred că nu există diferență între noi. Și dacă acceptați ideea că și un stat minimal, deci și un stat minimal asigură niște servicii publice de bază, deci servicii publice de bază, deci nu poți privatiza orice. Păi la asta m-am referit. Nu. Păi domnul Cristian Tudor Popescu, deci eu vorbesc de salarii, deci sunt totul de acord cu ce spuneți dumneavoastră, că trebuie într-adevăr să avem o presiune a reformei astfel pentru a reduce acest sector public care este mare. Este mare. De pildă, noi nu am fost capabili să reducem numărul ăsta, domnule. Numărul de ați enunțat există într-un program lucrul ăsta, domnule. Ați spus clar, noi vreau trebuie să înlocuim sectorul de stat cu cel capitalist privat. Nu, dar în bună măsură. Dar programul prevede privatizarea. Mai mult, există un proiect al domnului ministru Atanasiu foarte generos din acest punct de vedere, din planul ideilor. Și anume... Mai dă niște etichete de masă. Nu. Da, domnul Cristian. Deci... Păi dacă e generos... Generos din ce punct? Din planul ideilor. Da. Și anume, încearcă să introducă concurența înăuntru unei birocrații, pentru că este adevărat ce spuneți. Așa este o birocrație. Și tragedia cu o birocrație este că este o instituție sclerotică, numai care se devine sclerotică, este o instituție care introduce niște rutine păcătoase, cu o mare rezistență la schimbare. Oamenii, într-adevăr, nu vor să plece de acolo, așa cum nu vor să plece, să știți, din marile organizații. Și că pentru noi situația este dramatică. Noi avem propuneri, eu nu spun că le vom realiza, pentru a, de fapt, a încerca să forțăm ministerele să țină seama de o constrângere bugetară, inclusiv în ceea ce privește salariile. Și asta să forțeze la o redimensionare a numărului salariaților. Dar, repet, acest lucru nu anulează această chestiune pe care am enunțat. A salariului, dacă vreți, a contractului social între cel care oferă un loc de muncă, este valabil și pentru sectorul privat. Vedeți, dumneavoastră spuneți că în sectorul privat acest lucru nu mai este valabil. Eu vă contest această teză. Sectorul privat presupune o transparență deplină între cel care oferă loc de muncă și cel care se angajează și respectul angajamentului. Cel care... domnul Cristian Tudor Popescu, deci ce am spus eu în materie de neplata salariilor este valabil și pentru sectorul privat. Ce s-ar întâmpla? Nu e adevărat. În sectorul privat eu pot să anunț o restrângere de activitate. Oricând am această posibilitate. Este adevărat, dar știți ce faceți când faceți o restrângere de activitate? Am și făcut, nu cât, am făcut în ziarul Adevărul, în de-a cursul anilor. Deci există, eu vă vorbesc practic. Nu, vă rog.
Deci, restrângerea de activitate și atunci se desfășoară conform unor reguli. Unor reguli. Evident. De exemplu, uneori, de exemplu, patronul este obligat să anunțe că în 3 luni de zile va da afară, să spunem, un număr de salariați. Că va acorda, să spunem... Vreți să vă spun eu care-s regulile, iertați-mă, domnul ministru. Dumneavoastră sunteți un teoretician excelent. Eu, din păcate, aici sunt... Viața m-a obligat să mă tăvălesc în mocir la practicii. Nu poți face restrângere de activitate dacă tu consideri, de pildă, din punct de vedere managerial, că trebuie să o faci. Și să-ți retaliezi, de pildă, întreprinderea pe care o conduci, să spui, domnule, mai dau niște oameni afară din sectorul ăla pentru că vreau să angajez în altul. Nu poți. Pentru că, potrivit legislației actuale, nu poți să faci restrângere de activitate decât dacă demonstrezi, trebuie să demonstrezi salariaților, că ești în pragul colapsului financiar, că ai avut pierderi, că ai avut o situație dificilă. Deci nu poți să recurgi la retalierea întreprinderii, că așa e legislația asta, decât în situația de dificultate. Deci nu poți să practici modelarea întreprinderii pe care o conduci decât inventând, domnul, inventând știți, la un moment dat. Să știți că problema pe care o ridicați este reală, problema pe care păi o ridicați. Știu că e reală, că m-am lovit de ea, că să nu fie reală. Să știți că nu este valabilă numai la noi, dar ea nu emasculează această chestiune pe care... Nu poți să dai pe nimeni afară, domnule. Păi e foarte grav. Nu poți să dai pe nimeni afară. Domnul președinte Popescu, deci, repet, păi și distinția... de ce cereți domnului Doianu să dea afară? Deci, domnul Doianu... Nu, nu. Păi vedeți, de sectorul privat. Vorbiți de... Nu, dar nu vorbesc, este o realitate. Păi... Dacă eu dau un om afară, vă spun practic de nou, dau un om afară pentru că e bețiv, pentru că vine la serviciu, nu muncește nimic, mă jură, pe hol, nu faci așa, și îl dau afară. Știți ce face? După 3 luni de zile, 4 luni, 5 luni, mă dă în judecată, în timpul ăsta, vine și îi plătesc salariul de nou omului respectiv. Deci este o legislație... Așa. Este... Cum veți face restructurarea forței de muncă cu asemenea legislații? Deci putem să discutăm asupra... legislații, dacă este bună sau este rea. Vreau să vă spun că și în Europa Occidentală patronii se plâng de lucruri similare și că piața de muncă nu este suficient de flexibilă. Dar îmi permiteți să fac o distinție între nevoia de a avea reguli și de a respecta un contract și faptul că există o legislație care de multe ori nu ajută restructurarea. Deci sunt două lucruri diferite. Antirestructurare, anticapitalist, anticapitalist. Spuneți așa. Nu, dar ce problemă? Dar distinția, nu credeți că este utilă? Păi este între foarte regulă, utilă. Regulă contract. Dar eu sunt pentru anomie, pentru anomie, deci să sigur că trebuie să existe reguli. Dar eu asta am subliniat. Deci nevoia de reguli. Și eu vă spun că guvernul, nu dumneavoastră, guvernul Ciorbea, de un an și ceva, nu face nimic pentru introducerea și dezvoltarea capitalismului. Vreți să vă spun ceva? Eu nu sunt neapărat pro-capitalism. Eu m-am săturat să fac aici pe avocatul unei cauze care nici măcar nu-mi este intern așa familiar. Eu nu sunt capitalist cu orice preț și nici măcar nu sunt admirator deșențat al Occidentului. Am mari îndoieli în legătură cu civilizația occidentală și cu multe alte lucruri. Dar consider că dacă am luat-o pe calea asta, nu? Am hotărât că să trecem la capitalism. Bun, hai să trecem. Nici măcar acest lucru nu-l văd. Arătați-mi gesturile astea care trebuie făcute în direcția flexibilizării forței de muncă. Este esențial ca să poată mișca de acolo. Sunt de acord că este nevoie de o legislație potrivită. Cum să faceți restructurare de care tot vorbiți dacă noastră nu puteți să mișcați forța de muncă din economie? Pe baza legislației. Aveți dreptate că este nevoie de o legislație potrivită? Aveți dreptate de asemenea că trebuie într-adevăr să dăm piept cu aceste întreprinderi mari, pentru că dacă nu dăm piept cu ele, într-adevăr, nu vom face această redimensionare. Vreți să vă mai spun ceva practic? Eu, că tot comparația, ziar adevărul. Noi când plătim salariile de care vorbiți noastră, noi ne onorăm contractul ăla. De asta vorbeam, domnul Cristian Brăuz. Dar înainte de a ne-l onora, noi trebuie să plătim toate dările către dumneavoastră. Taxele și impozitele. Toate taxele și impozitele le plătim până la urmă, pentru că altfel banca nu eliberează banii de salariu. Da. Aplică banca același tratament zecilor, sutelor de întreprinderi de stat, care nu plătesc nimic. Plătesc în schimb nu salarii. Nu sunt datorii de 800 de miliarde, regine. Plătesc în schimb salarii, domnule, nu respectă contractul. Exact ce spuneți dumneavoastră respectă acum. Respectă contractul. Da, deci ce spuneți dumneavoastră acum arată cât de acută este nevoia de restructurare în economia românească. Și când am vorbit despre dumneavoastră degeaba îi dați dreptate domnului Popescu. Și nu am nimic cu dumneavoastră. Cum să zic, dacă domnul Popescu are dreptate, dacă are presa, dacă am eu...
taxa aia de solidaritate. O avem toți, pentru că toți vorbim de nevoia de reforme structurale. Domnule, taxa aia de solidaritate, să știți că dacă o puneți, tot noi o plăteam, domnule. Ziarul Adevărul, ne duceam ca niște, ca niște fiecare, vite, da, ce suntem cu jugul plecat și plăteam și taxa asta. Că și taxa corect, de sănătate, deci, și tot. Și respectăm regulile alea, deci, de care vorbiți dumneavoastră. Deci, domnilor, deci, dar domnilor, ăilalți nu le plăteam. Da, deci, domnilor, așa este. Deci plătește cel care poate. Noastră, și pe bună dreptate, și am înțeles reacția celor care au spus, bine, dar este imoral. Deci tot noi care plătim, așa am plătit până acum, tot noi să plătim. Eu vă întreb, dacă ar intra patronatul în grevă și n-ar mai plăti aceste taxe și impozite, în ce situație s-ar fi? Am fost confruntat cu această exact, situație. Eram la Timișoara, eram la Timișoara, deci înainte să fiu numit ministru de finanțe, am avut o conferință și am fost întrebat de o persoană, îmi pare rău că nu-i mai țin dânsului numele, deci din sală, și am fost întrebat, domnule Dăianu, ce credeți despre o posibilă grevă fiscală? Deci a întreprinzătorilor din zona Banatului, care se putea extinde la nivelul țării. Și răspunsul pe care l-am dat atunci, sigur că este, este foarte rău dacă se va ajunge acolo, pentru că ne putem aștepta de pildă la o grevă a statului, care să nu-și plătească de pildă, să nu plătească salariile la oameni. Și așa ajungem la un cerc vicios. Până nu vom rupe... Nu, salariile le va plăti întotdeauna, nu plătește taxele sau întreprinderile și bugetare. Știți cum le plătește domnul Tucă? Vă rog. În condițiile în care se deteriorează situația economică a unei țări, deci și salariile se reduc. Deci, bun, eu vă întreb altceva în legătură cu taxa de solidaritate, cu reformă. Da. Vi se pare morală introducerea acestei taxe? Și de ce vă întreb acest lucru? Vi se pare moral ca cei care au promis, cei care au promis în campanie electorală, dar trec peste promisiuni, au spus de atâtea ori atunci, e rândul nostru să ne sacrificăm, să nu se mai sacrifice poporul. Vi se pare moral că acum, după un an de zile care a trecut și nu s-a făcut reformă, toată lumea spune că nu s-a făcut reformă, tot oamenii, tot noi, să fim cei care să dăm colacul de salvare acestui guvern? Prin această taxă, domnule, de solidaritate? Domnule Marius Tucă, eu vă pot da un răspuns scurt. Nu mă introduceți iar într-o analiză a statului. Eu vă dau următorul răspuns. Deci, cu taxele pe care le plătesc parlamentarii, miniștrii, deci cei care conduc țara, nu se poate construi un buget. Și mă înțelegeți ce vreau să spun. Deci, în ultimă instanță, oriunde în lume, de eu nu pun problema parlamentarilor și miniștrilor. Păi nu. Deci, ce vreau să spun? Că un buget nu-l construiești tocmai de aici. V-am înțeles întrebarea și eu vă răspund și cred că înțelegeți ce vă spun. Deci, oalele sparte oriunde în lume. Dar eu vreau să vă spun altceva. Vi se pare moral ca după ce noi am plătit atâtea oale sparte să mai plătim încă una? Domnule Marius Tucă, aici nu mai este vorba de știința economică, poate să devină o știință pe care dumneavoastră o puteți considera foarte imorală. Știința economică chiar a fost numită de... Dar nu e vorba de știință, este vorba dacă doriți de tupeu guvernanților. Nu. Deci nu e vorba de știință. Dar vă rog să mă ascultați. Deci, judecățile de valoare nu au semnificație. Economia are legile sale de fier. Economia a fost numită de mult, a fost numită, deci, în engleză se spune the dismal science, deci știința prorocirii negre, pentru că, în general, economistul când spune când lucrurile merg bine, economistul nu prea este auzit. Când lucrurile merg rău și economistul vine cu știri rele, atunci știți cum este, ca mesagerul care vine cu știrea, îi tai capul. Dacă știința, o să vă treziți într-o bună zi că românii vor avea această știință economică în ghilime. Adică nu vor mai da de la ei. Domnul Tucă. Și vor adopta această știință rece Tucă. Și nu vor, să, nu vor mai credita, deci, pe cei care îi conduc. Deci multe lucruri se pot întâmpla. În știința economică, deci cuprinde în tiparele sale analitice. Domnul, vorba să zi, un moment. Deci ce vrea să spună domnul Tucă este sintetizat într-o frază a domnului Mircea Ciumara, apărut în exclusivitate în ziarul Adevărul. Pare rău că n-am citit presa astăzi. Păi nu, e de ieri. Am, e ora cât? Nu. Da. Deci am chinuit degeaba un popor în 1997.
Așa spune colegul dumneavoastră de guvern, domnul Mircea Ciumara, și asta vrea să vă spun acum domnul Da, și permiteți deci, am chinuit, și o spune fostul ministru de finanțe, da, actual ministru de stat, ministrul industriilor, spune clar, am chinuit degeaba un popor în 1996. Vedeți, mi se pare o declarație, nu vreau să o calific, dar oricum... În Valea Jiului, a spus. Da. Eu ce vreau să vă spun? Că știința economică, deci în tiparele sale analitice, ne permite să judecăm și să anticipăm situații disperate. Când asistăm de pildă la explozii sociale, la căderi de guverne, la situații neguvernabile, deci există așa ceva. Și știința economică le explică. Prin prisma psihologiei colective, prin prisma încleștării de interese, teribile. Și explică de asemenea de ce sunt țări care, într-adevăr, pot să ajungă de la o situație prosperă, cum era Argentina în perioada interbelică, era o țară în perioada, deci după al doilea război mondial. Deci astea sunt explicații. Nu există nicio garanție. Domnule. Păi nu, asta este o realitate, domnule Cristian. Eu aș prefera să ne găsim acum într-o situație mai gravă decât a Bulgariei acum un an și ceva. Să ne găsim într-o situație echivalentă cu a Ruandei, la un moment dat. Cu a Bangladeshului. În cea mai dificilă, imaginabil situație din această lume și să avem în fruntea acestui guvern din România o persoană capabilă să țină în mână o astfel de situație. Deci este trist faptul că ne aflăm într-o situație care încă nu este pe fund acum și cu un guvern care nu este capabil să țină situația în mână. Aș prefera să ne găsim în cea mai dificilă situație posibilă și cu cineva la conducere care să poată face față acestei situații. Atunci aș avea siguranța că se poate ieși. Drumul este ăla în care oricât de greu este, oricât de dificilă situația, vezi pe cineva în care ai încredere. Și care vine și spune, nu te mângâie pe cap, nu-ți dă compensații al 13-lea salariu, nu te asigură că se dublează salariile în anul care vine. Vine și îți spune niște lucruri groaznice, niște prorociri negre, cum a spus dumneavoastră, dar are credibilitate. Pe omul ăla îl crezi și mergi strângând dinți alături de el. Despre asta vorbim în această seară. Deci vorbim despre acest lucru și atunci înțelegeți de ce am făcut declarația și care nu este singură pe care am făcut. Deci mă înțelegeți. Pentru că nu trebuie să ajungem într-un context ruandian și la acele scene pentru, într-adevăr, a spera. A fost un exemplu pentru a putea explica situația. Am exagerat ca să explic acele declarații. Domnule, vă rog să ne oprim aici puțin, pentru că avem două calupuri publicitare, n-am apucat nici pe primul să-l difuzăm. Haideți cu primul calup publicitar, vă rog. Dialog. Serviciul GSM pentru tine. Boabe de cafea atent selecționate și prăjite pentru a savura o cafea tare și aromată. De fiecare dată. Nescafe Brasero. Acum și în noua cutie de 50 de grame. Un scotch whisky veritabil. Are o aromă. Inconfundabilă. Regina. Un gust rafinat. Savurat peste tot în lume. Regina. Încercați gustul autentic al unui whisky de excepție. Nu mi-a luat încă adevărata regină. Queen Anne, regina whisky-ului scoțian. Bancorex. Banca pentru mileniul 3. Vă invită să-i trecem pragul împreună. În engleză, în franceză, chiar și italiană, turcă, arabă, olandeză? Da. Și te simți mai puternic? Mai sigur de tine? Da, asta pentru că mi-am reînnoit abonamentul la presa românească și cea internațională, apelând la serviciile companiei Valenti International Press. Și cum ai procedat? Sună la 210-83-82 sau 212-33-10 și vei avea chiar în ziua apariției ziarul sau revista de care ai nevoie.
Îți mulțumesc. Acum afacerea mea este sigură. Valenti International Press, un om bine informat este un om puternic. Continuăm emisiunea Milionarii de la miezul nopții, emisiunea care are ca invitați pe domnul Daniel Deanu, ministrul finanțelor, și pe domnul Cristian Tudor Popescu, redactor șef al ziarului Adevărul. Da, aș vrea să întreb ceva pe domnul ministru, înainte de, cred că veți da telespectatorilor cuvântul, cred că va fi foarte interesant. Sigur. Ce întrebări vor pune. Tot discutând despre oameni aici, despre situații particulare și mai departe, eu știu, mi s-a impus la un moment dat ideea următoare. Dar dacă domnul Deanu vorbea de proceduri, de reguli, de instituția din aur, dacă ceea ce este în cauză, de fapt, este instituția guvernului la români, domnule ministru, dincolo de faptul că în fruntea lui este Victor Ciorbea și în el se află niște persoane. Făcând abstracție de miniștri, de persoane. Deci domnilor, deci aici putem pune degetul pe o rană foarte adâncă. Și cred că este, spun adâncă, pentru că este bine împlântată în tot corpusul social. De asta ați făcut referire la guvern. Guvernul poate să fie compus din oameni extrem de buni, să spunem din nestemate intelectuale. Și chiar primul ministru poate să fie un om de excepție. În ultimă instanță, ceea ce determină funcționarea eficace a guvernului ca instituție, ca entitatea de decizie unde se desfășoară, sub acoperișul căreia se desfășoară cele mai importante ședințe ale țării, pentru că acolo se decid problemele. Dacă într-adevăr este un guvern ce are totuși putere, nu este supus, să spunem, unor constrângeri excesive, acolo e obligatoriu să funcționeze reguli și proceduri. Tocmai pentru ca mecanismul decizional să fie eficace. Regulile și procedurile, dacă nu funcționează, lucrurile, într-adevăr, pot să șchioapete peste măsură. Indiferent cine ar veni în posturile. Că aici oamenii, e problema, de fapt. Oamenii, vedeți că lucrurile, aici există o confluență de impact. Și oamenii sfințesc locul, pentru că dacă ai niște nerozi, nu faci treabă, poți să ai reguli și proceduri. Deci trebuie să ai și oameni pricepuți și asta se cere de la niște gestionare ai treburilor publice, ca și, de pildă, așa cum și dumneavoastră vi se cere ca gestionari. Deci oameni pricepuți, dar oameni care să se sprijine pe reguli și proceduri. De pildă, să luăm situația unei, nu mai situația guvernului, dar situația unei entități importante. Dacă nu este capul, sau capul este bolnav, este imobilizat, pentru o perioadă bună de timp, și aici lucrurile, într-adevăr, pot să devină dramatice, pentru că sunt personaje excepționale. Atât prin puterea minții, da, dar care și prin personalitate. Devin indispensabile pentru entitatea respectivă, tocmai pentru că sunt oameni excepționali. Și există asemenea personaje. Aici funcționarea instituției poate să fie afectată. Deci trebuie să fim în situația să avem niște reguli atât de bune, un mecanism atât de bine pus, uns,
încât dacă personajul lipsește, să meargă și fără șef. Să meargă fără șef. Sigur, este esențial. Deci, și așa ne dăm seama, de fapt, de tăria mecanismului și de tăria instituției. Guvernul ăsta, din momentul ăsta, Ciurbea, este conștient de ceea ce înseamnă a fi guvernul României? De ce spuneați adinaur că trebuie să fie ședința de guvern cel mai important lucru care se întâmplă într-o zi în România? Domnul Cristian Turbo Popescu, deci nu, vă rog, nu-mi cereți să-mi judec colegii. Am multă stimă pentru, nu colegii, pentru colegii ai mei. Pentru de vorba de mecanismele care... Am întrebat guvernul ca entitate. Am multă stimă pentru colegii ai mei. Eu cred că se poate îmbunătăți în mod considerabil. Atât, să spunem, modul în care se leagă, ne legăm între noi, modul în care ne legăm între noi și anumite reguli. Deci se pot îmbunătăți în mod considerabil, tot pentru a conferi mai multă eficacitate. Pentru că sunt oameni excepționali, adică nu e cazul acum să eu cred că dacă venea domnul Sorin Stănescu, de pildă, ministru, cu rang de ministru secretar de stat la apărare, cu relația cu NATO, cred că s-ar fi îmbunătățit, vorbeați de oameni excepționali, omul sfințește locul. Dacă venea domnul Sorin Stănescu în funcția aia, eu cred că s-a schimbat dramatic condiția de instituție a Guvernului României. Adică, într-adevăr, ar fi devenit ceea ce doriți, domnule Doianu, un guvern conștient de importanța lui. Bine, nu am comentarii la ceea ce ați spus. Da. Aș citi cumva stenograma de la Parlament, audierii posibilului candidat pe muchie de cuțit să ajungă acolo, a domnului Sorin Stănescu? Nu am citit. 2301944, 2303202 și 2307248, cele trei numere de telefon la care puteți suna și pune întrebări invitațiilor din această seară. Până la prima legătură telefonică, aș vrea să vă întreb cum se descurcă un tehnocrat, sau dacă se poate descurca un tehnocrat într-un guvern în care decizia politică este stă la putere. Deci, eu nu sunt naiv, domnule Turcă, deci decizia politică nu poate fi eliminată. Decizia politică uneori este chiar necesară, și de ce spun acest lucru? Pentru că chiar noi, așa numiți tehnocrați, uneori avem mari dileme. Și deși noi oferim soluții tehnice pe hârtie, dacă suntem întrebați, de pildă, care este mai bună? Care va fi mai suportată, să spunem, o măsură, o povară, ca de pildă o taxă? Pentru că am spus, întruchiparea poate să fie multiplă a unei taxe de solidaritate. Care este mai suportabilă? Deci, un tehnician care este un virtuos, să spunem, al domeniului său, nu are neapărat un nas bun pentru a detecta modul în care recepționează. Vă întreb la concret. Sănătatea cere salarii majorate până la cel puțin 50%. Dumneavoastră a spus că nu sunt bani și că 25%. Ce se va întâmpla dacă în urma acestui ca cei din sănătate să primească 50-75%? Deci, domnul Marius, principial, eu și colegii mei, pentru că nu este numai opinia lui Dăian, deci este un mănunchi de oameni, de fapt, cu care ne zbatem, cu care mă zbat în momentul de față să construim acest buget foarte zdrențuit. Deci, noi suntem extrem de îngrijorați de precedentul care se poate crea. Pentru că, odată pornită această morișcă a cederilor, restul angajamentelor, deci angajamente devin irelevante. Pentru că așa este viața. Noi chiar vorbim chiar... O secundă, este extrem de interesant ce spuneți, dar mi-ați provocat un mic șoc, pe care vă rog să mi-l luați din cârcă. Despre cine spuneați anume că este un tehnician, că este un virtuos al domeniului său? Nu, vorbeam că un tehnician poate să fie un virtuos al domeniului său, dar... Îmi provocați al doilea șoc. Nu vorbesc de mine. Un virtuos, domnule. Virtuos. Că am vrut să vă aud încă o dată spunând. Domnule Deanu, virtuos. Iertați-mă. Nu virtuos. Da. Știți că n-are nimic de a face cu... Da. Virtuosul cu virtuosul. Poate să fie și un virtuos, într-adevăr, dacă... Poate să fie un virtuos, dacă, într-adevăr, este consecvent și... Dar
Într-adevăr, vă rog să mă iertați. Domnule ministru, vreau să vă întreb, eu acum o să mă plasez de partea celor din sănătate. Dar ei cu ce au greșit? Pentru ei cine răspunde? Știți cum îmi puneți această întrebare? Puteți să spuneți, ați formulat-o altfel, acum 20 de minute ați formulat-o altfel, domnule Tucă, și a spus, dar cetățeanul, și când spuneți asta, de cetățenii noi români, cu ce am greșit noi? Ni se cerea o taxă de solidaritate, cei din sănătate cer un salariu mai mare, e o diferență. Nu. Practic, în esență, este același lucru, pentru că din și pot să spună, dar cu ce am greșit noi de vreme ce ne dați numai 25% în loc de 100%? Puteți să luați și așa întrebarea, da. Deci, păi se dă până la 75%, uitați, acum s-a ieșit de la guvern cu strigăte de ura, guvernul a cedat. Păi vă citesc din ziarul Adevărul, uitați aici, trebuie să vă citesc din păcate această... După prime negocieri cu Vlad Roșca, liderii Sanitas au anunțat mulțimea din piață. Avem poza liderilor cu brațul sus, cu pumnul sus, care spun guvernul a cedat. Am spart baremul de 25%. Și aici se spune că s-a stabilit că coeficientul de mărire a salariilor, care se va situa între 25% și 75%, domnule ministru, noi vi-l transmitem, iar dumneavoastră hotărâți dacă greva continuă sau nu, a spus liderul Marius Petcu. Deci, domnule Cristian Popescu, deci eu principial sunt împotriva cedării. Bun, deci, atunci întrebarea mea nu are rost oricum, dacă tot s-a cedat. Sunt împotriva dacă s-a cedat. Deci dacă s-a cedat, păi, stați puțin, împotriva. Dacă creditați deci, ziarul Adevărul, nu, că relata, e un reportaj, nu un comentariu. Deci, domnule Cristian Popescu, deci eu nu am participat la negocierile de astăzi. Deci, acum am trecut de miezul nopții. Deci, nu știu care este decizia. Opinia mea este că... Ce veți face mâine dacă la ședința de guvern, că aveți ședință de guvern mâine? Îmi voi exprima mâine punctul de vedere în ședința de guvern. Care este? Punctul de vedere era împotrivă. Da? Păi, bun, e în regulă. Deci, hai să intrăm în legătură cu oamenii. Bună seara! Alo? Bună seara! Se întâmplă ceva cu telefonul? Alo? Da, se pare că se întâmplă ceva. Să-mi faceți... Nu-i nimic, vreau altă legătură telefonică, nu ne aude sau nu suntem ascultați, vă rog să faceți altă legătură telefonică. Bună seara! Alo? Bun, atunci mă anunțați în momentul în care se repară... Bună seara! Alo? Da? Să trăiți și bună seara! Bună seara! Toată stima și considerația pentru dumneavoastră și domnul Popescu. Vă rog! Și în ultimul rând pentru domnul ministru Daianu. De fapt, intervenția mea solicită un singur lucru. Mă numesc Traicu Sterian. Da. Și nu știu dacă domnul ministru mai spune ceva numele ăsta. Aș solicita o audiență la dumnealui privind o problemă strict profesională a unității unde lucrez eu. Mm-hmm. Bun. Păi, ți-a luat cunoștință. Păi... Bine, deci, sigur, deci domnul Traicu se sune la mine la cabinet și... Mm-hmm. Domnul ministru a mai sunat. V-am făcut rost de audiență, domnul ministru. Nu. Chiar asta e lipsa, cred. Poftiți? Nimic. Da, vă mulțumesc. În general, deci... La ce întreprindere lucrați? La ce întreprindere lucrați? La arhiv. Mm-hmm. Bine, vă mulțumim, bună seara. Vă mulțumesc și eu, să trăiți. Bună seara, numai bine. Acordați audiențe? Realitatea este că nu prea am timp de audiențe, deși poate că spun un lucru foarte grav, pentru că un ministru trebuie să-și găsească timp. Am înțeles că ați adus foarte multe... în ghilimele, să spunem, cadre tinere în minister. Deci, am încercat să vin cu... Nu ați riscat prin aducerea acestor oameni acolo? Am riscat în momentul în care am acceptat, deci, poziția de ministru de finanțe, pentru că, așa cum am declarat într-un interviu, eu nu am experiență de administrator. N-am avut și nu am, în general, veleități din acest punct de vedere.
Chiar mi-am pus această întrebare. Poate nu îți asumi, poate nu ești responsabil prin faptul că accepti condițiile în care n-ai condus, poate spun un lucru pe care nu știu, dar oricum era cunoscut de cei care mi erau aproape. N-ai condus mai mult, să spunem, de 20 de oameni în viața ta. Se conduce o dita mai birocrație, care are un comportament organizațional care am fost convins și acum se zizez că nu mă ajută foarte mult în ceea ce, în ceea ce doresc să fac. Și am fost conștient de faptul că am nevoie de colaboratori cu care să pot să lucrez. Deci oameni în care de să mă încredere și cu care pe cei mai mulți îi cunosc de mulți ani de zile, deci suntem confrați, suntem economiști, gândim la fel, deci nu se manifestă între noi ceea ce am numit o nume empatie intelectuală. Suntem oameni care împărtășim aceeași filozofie economică. Suntem și prieteni. Deci, eu mi-am dat seama că aș putea fi acuzat la un moment dat de faptul că Dăianu a venit cu coteria lui, adică a venit cu prietenii lui. Dar întotdeauna te paște un asemenea risc. Oamenii pe care am încercat să-i aduc sunt îndeopște cunoscuți ca foarte, foarte buni profesioniști. Mă refer de pildă la domnul Cornel Târhoacă, pe care îl consider unul dintre primii macroeconomiști ai țării, un foarte bun macroeconomist, la domnul Lucian Croitoru. Și amândoi au formație academică. Un coleg din cercetare, un foarte bun fiscalist, un bun specialist în probleme ale datoriei publice. Deci oameni care eu consider că reprezintă niște creneluri și pe care eu mă pot vizui foarte mult în activitatea mea. Bun. Deci, vă rog să vă terminați ideea. Domnul Sebastian Vlădescu, care a lucrat în Ministerul Industriei și la fel pe care îl consider un om foarte decis, un om alert, mai este prietenul mai vechi, Valentin Lazea, amândoi de fapt venind de la Banca Națională, deci iar este un om extraordinar de dinamic, un foarte bun macroeconomist, deci la care se adaugă, sigur, oameni cu care eu am luat contactul mai bine după venirea Ministerului de Finanțe, deși eu am avut o perioadă de câteva luni în Ministerul Economiei și Finanțelor în 92. Dar haideți, iertați-mă, să intrăm în legătură cu telespectatorii, pentru că v-am făcut până acum rost de o audiență, nu de o întrebare. Bună seara! Bună seara, domnule Marius Ducă! Vă ascultăm! Mă numesc Gheorghe Vidrașcu din București, nu cer nicio audiență la domnul ministru. Așa. Aș cere una la dumneavoastră, dar, mă rog, asta e altceva. Bun, cu respect, prima întrebare. Vă rog. Ar fi următoarea. După umila mea știință, de la jumătatea anului trecut, foarte mulți salariați care lucrau la capitaliști, în ghilimele, a se înțelege, în sectorul particular, da, fug pe ruptele de acolo și trec la socialiști, sectorul de stat. Pentru că nu mai pot capitaliștii și râde, zâmbește, dar zâmbește amar domnul Cristian Tudor Popescu, nu mai pot capitaliștii, pentru că sunt taxele, impozitele și celelalte nespuse. Astea sunt cele spuse și cunoscute de toată lumea și analizate, tot felul de taxe, dar sunt și celelalte nespuse, dar plătibile, că tot pe grumazul capitaliștilor, care se răsfrâng automat și asupra salariaților. Întrebarea, de fapt, eu cred că am adresat-o, dar întrebarea, cum facem, cum credeți dumneavoastră că sectorul particular, că mi-e jenă să-i spun privat, că m-am săturat de atâta privată, scuzați, așa, cum poate el să asimileze personalul din întreprinderile restructurate? Asta ar fi una. Și a doua, stimați domni, toți trei, cum credeți dumneavoastră că cineva poate guverna, poate conduce o țară
numai pe acumulările anterioare de suferință, nu și pentru capacitățile personale de știință. Iar se uită domnul Cristian Tudor Popescu la mine și mă înțeapă cu ideea. Nu, bine, dar este extraordinar de interesant ce spuneți. Dar uitați de ce vă întreb. Pe mine m-a cutremurat. M-a cutremurat prima declarație în euforia generală pe care a făcut-o distinsul domn, toată considerația pentru dumnealui, toată, cum să vă spun, tot regretul pentru ce a suferit nemeritat. Dar și noi, la rândul nostru acum, dacă suferim, tot nemeritat suferim. Pentru că a zis așa, am suferit, trebuie să guvernăm. Numai pe suferință. Și asta se vede. Nu vreau să vă întristez, domnule ministru Tăianu. Mie mi-ați fost foarte drag de când ați apărut după 90 din străinătate. Și ideile dumneavoastră sunt extraordinare. Eu iubesc foarte mult oamenii care îi văd că și consider eu așa după mine că sunt capabili de foarte multe. Eu văd că v-am întristat, dar sunt niște adevăruri care mie îmi creează insomnii. Domnilor, aș mai avea și alte, dar mai sunt și alții pe fir. Domnul Marius Tucă, vă rog. Ce se întâmplă cu telefonul? Și vi-l și spun, 2301844, sun, e ocupat, îți apare robotul și spune telefon inexistent, telefon defect. Nu, telefonul merge însă datorită solicitărilor, ca să ne dăm și noi mari, că sună multă lume, se întâmplă asta. Nu, nu e nicio problemă, telefonul funcționează. Bun, să vadă, să vorbim. Bun, vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Bună și vă seară, la revedere. Să auzim de bine. Domnul Deanu, de ce era acea problemă cu capitaliștii care fug la socialiști? Adică oamenii care pleacă de la întreprinderile particulare și nu știu dacă se duc la stat, însă nu prea mai unde să se ducă. Deci anul 97 a fost un an foarte greu pentru sectorul privat, deci spun acum un lucru, un lucru banal. Care ar fi perspectivele? Pentru și că... am și subliniat, deci, mai multe rânduri că marea drama sectorului privat în 1997 nu s-a datorat, deci, atât poverii fiscale. Ea este mare. Și pur și simplu unei dinamici economice care a provocat o cădere brutală în multe domenii, deci căderea vânzărilor. Și multe întreprinderi, deci, din sectorul privat și-au văzut dintr-o dată nu numai situația, dar și perspectivele schimbate. Dramatic. Deci fluxul de venituri viitor. Multe din aceste întreprinderi au o resurse financiare reduse. Deci consecințele au fost dramatice nu numai pentru întreprindere, în sensul că a trebuit să-și redimensioneze operațiunile, dar și pentru angajați. Sunt convins că sunt întreprinderi care au amputat masiv deci forța de muncă folosită. Și atunci am ajuns într-o situație într-adevăr paradoxală, dar care exprimă bine situația economiei. Deci, restructurarea a mers în ritmul pe care îl cunoaștem. Deci, aveai nevoie, într-adevăr, de o dinamică accentuată a sectorului privat, tocmai pentru ca forța de muncă eliberată, dacă era eliberată din aceste întreprinderi care este musai să fie supuse restructurării, ceea ce înseamnă o redimensionare și eliberare de forță de muncă, oamenii trebuiau să se ducă încotro. Trebuiau să se ducă, într-adevăr, către întreprinderi private, deci întreprinderi prospere. Dinamica economiei 97 a fost așa cum o cunoaștem toți. Anul 98, îmi pare rău că trebuie să spun, eu nu anticipez o creștere. Și cred în continuare că, indiferent de programul economic, putem să avem un program economic care să se apuce de restructurare, deci să reușească, putem să avem program economic, spun programul real, deci nu programul de pe hârtie, ceea ce va arăta realitatea. Nu cred că vom avea o expansiune a sectorului privat. Este o situație, într-adevăr, foarte grea. În general, restructurarea se desfășoară mult mai facil într-o economie care crește. Pentru că eliberarea forței de muncă este facilitată de existența ofertei de locuri de muncă. Și asta este drama noastră în momentul de față. Da. Domnul Popescu.
Ca să răspund și eu, într-un fel, da, extrem de interesantă observație ale domnului, cum se numește domnul care a vorbit? Domnul înainte? Vidrașcu, cred. Domnul Vidrașcu, da. Dacă foarte interesante observații. După părerea mea, cred că aici este e ceva ilogic. Deci exista un nivel bunicel al sectorului privat în momentul încheierii regimului trecut, la sfârșitul 96. Sigur, existau racile pe care acumulate, entropie și așa mai departe în toate sectoarele astea de stat, dar exista un sector privat bunicel în țara asta. Eu nu mi-aș fi imaginat dacă aș fi fost pus să proiectez o evoluție de reformă, o evoluție în care să scadă acest sector privat. Aduceți-vă aminte cum au votat. Nu se poate așa ceva. Privat. Deci este aceeași chestiune, a început să mă obsedeze până la, cum să spun eu, la durerea fizică de cap. Problema este a defini care este ținta, care este punctul de fugă, care este funcția obiectiv a ceea ce facem. Ori dacă funcția obiectiv cădem de acord, ceea ce repet, iar n-am auzit niciodată o ședință de guvern în care să spună toată lumea să dea un comunicat de presă. Azi, în ședința de guvern, s-a hotărât că România trebuie să tindă spre capitalism. Nu am auzit de ședința asta de guvern. Pentru că dacă s-ar fi spus acest lucru foarte limpede, atunci ar fi rezultat foarte clar că noi nu trebuie să aplicăm o terapie economică și mai degrabă o terapie monetară, valutară și financiar-bancară de tipul celei folosite în tratamentul cu cobalt în cancer, în care se aplică o radiație din asta penetrantă care distruge, e presupusă a distruge țesutul tumoral, dar distruge pe în jur țesut viu foarte mult. Sunt cunoscute suferințele teribile ale bolnavilor de cancer care sunt mai distruși în țesutul viu de tratament de până să ajungă să omoare tumoare. Deci acest tip de intervenție s-a făcut cu această politică nediscriminatorie, da? Pentru că s-a evitat intervenția directă cu bisturiul în tumoare, care să meargă bisturiul în jurul tumorii. Asta ce ar fi însemnat? Ar fi însemnat contactul direct al guvernanților cu oamenii din fabrici. Ar fi însemnat mersul dincolo de poarta fabricii și închisul acelei fabrici în mod precis și bine determinat și nu al alteia. Pe când separate fabricile astea, puse alea bune într-o eprubetă, cum spunea un alt prim-ministru mai de mult, acum vreo 5 ani, și altele, cum să spun, închise, privatizate, lichidate, ce se poate face cu ele. Ori ceea ce s-a aplicat a fost acest tratament de tip radiație cobalt, care, din păcate, a fost mai rău decât în medicină, pentru că n-a distrus tumoarea. A distrus țesut viu enorm de mult și mult prea puțin din tumoare. Deci eu văd acest tip de tratament al bolii de care suferă economic România ca un tratament al fugii de contactul dur și extrem de neplăcut pentru guvernanți cu realitate. Astfel s-a ajuns la acest uitor rezultat. Aș fi înțeles să avem șomaj și era un semn extraordinar dacă creștea șomajul pe seama întreprinderilor de stat. Creștea de la bugetari, creștea de la, din sectorul acesta, dar a crescut pe seama privatului. Ori acest fenomen nu se îmbucă în capul meu, domnul ministru, cu ceea ce definim ca funcție obiectiv, puteți să mă bateți. Da. Deci, hai să ne oprim, domnul ministru, iertați-mă, că trebuie să dăm publicitatea. Poate vrea totuși. După aceea, imediat o să-i dau cuvântul, domnul ministru. Haideți cu publicitatea. Chiar. Continuăm emisiunea Milionari la miezul nopții. Domnule ministru, aveți cuvântul. Deci, ca să încerc și eu un răspuns deci, la observațiile domnului Cristian Tudor Popescu, eu nu cred că acest tratament era evitat. Deci, la sfârșitul lui 96, deci noi aveam o inflație lunară de 10-11%, deci și ea creștea. Deci stabilizarea era absolut necesară. De asemenea, nu există exemple de stabilizare în condițiile proprii României care să nu aibă costuri mari. Doi, politica monetară este nediscriminatorie. Deci ea penalizează pe toți. Și pe cei buni, și pe cei mai puțin buni, și pe cei
răi. Deci pe cei răi... Păi de ce să-i penalizez, întreb eu, ca nespecialist pe cei buni? Deci, pentru că o politică monetară strânsă înseamnă, deci, dobânzi mai mari. Iar o dobândă este penalizantă, pentru că înseamnă un cost suplimentar și pentru cel care este performant, și cel care este mai puțin performant, și pentru cel care nu este performant. Dar acum să revin. Ce a evidențiat domnul Cristian Turbogoscu a fost următorul lucru. Că știind acest lucru, asumându-ți costurile unui program de stabilizare macroeconomică, era necesar și este necesar și acum, admițând că ai nevoie de rigoare, de rigoare monetară, este necesar, într-adevăr, să te apuci vârtos de reforma aceasta structurală. Pentru că alminteri, la sfârșitul zilei, cum s-ar spune, ești într-o situație și mai complicată. Domnule ministru, deci n-ai făcut nici reforma structurală. Iertați-mă că vă întrerupt, apropo de reforma structurală și pedepsirea celor buni. Cine a oprit, cine a încercat să oprească acest guvern, guvernul Ciorba, să închidă coloșii mari de care vorbeați cu marile pierderi? Și ce legătură avea închiderea acestor coloși cu atingerea celor buni și celor mai puțin buni? Domnul Marius Tucă, deci politica monetară are efecte, repet, nediscriminatorii. E o soluție lașă, domnule ministru. Politica monetară. Eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Ce înseamnă politică lașă? Deci dacă inflația crește, ce se poate face? Deci strângem politica monetară sau impunem un control asupra prețurilor? Deci înghețăm salariile și prețurile. Deci revenim... Stabilizarea a durat 3 luni. Atât. Când a început. Deci a venit domnul Mugurisărescu și a pus mașinăria pe care o știe atât de bine în funcțiune. Așa. A aplicat-o în 94, a făcut-o și la începutul 96-97. În 3 luni de zile inflația a scăzut, fără niciun fel de problemă. Macrostabilizarea s-a realizat, că s-a realizat. A funcționat încă o dată acest mecanism. După care nu s-a întâmplat nimic. După asta trebuia să urmeze, știți foarte bine, incizia chirurgicală cu bisturiu. Precisă, nu cu metodele astea nediscriminatorii, deci, la nivelul întregii economii. Precisă, politica, deci la fabrica cutare. Politica monetară, nu știau la cine să ducă la poartă. Deci politica monetară nu poate fi, deci politica monetară strânsă nu poate fi practicată câteva luni și după aceea Dumnezeu cu mila, deci relaxăm totul. Nu. Politica monetară trebuie în continuare să fie foarte prudentă. Nici în ceea ce privește restructurarea nu putem să spunem că de la un anume moment, din august, am terminat cu politica de stabilizare, gata. De acum începem restructurarea. Nu, restructurarea trebuie să fie un proces. Nu e formată din... S-a dus și la Renel să le spună că este inadmisibil, că este incalificabil, că nu se poate să aibă salariile pe care le au prin comparație cu restul acestei țări? S-a dus și să le spună că nu se poate să profite de acest monopol pe care l-a instituit statul comunist pentru a-și da în continuare salarii sfidătoare pentru restul țării? A avut cineva curajul? Despre asta vorbim. Nu a avut, domnule, pentru că se trezea cu stradă cu tot Renelu, intra în dificultate politică. Deci ceea ce spuneți dumneavoastră se găsește, deci în programul actual. Se găsește. Eu nu garantez că se va realiza ceea ce trebuie. Dar, bun, hai să intrăm în legătură cu telespectatorii și v-aș ruga răspunsuri mai scurte pe ultima parte a emisiunii, să luăm, dacă se poate, încă 2-3 telefoane, să realizăm încă 2-3 legături telefonice. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Cristian și Maru din București. Am și o întrebare pentru domnile noastră. Aș vrea să încep cu domnul Daianu, dacă se poate. Vă rog. Știu că domnul Daianu este economist și un profesor, este în primul rând și nu un om politic, dar în același timp este implicat și la guvernare. În mai multe poziții de ale dumnealui din ultima perioadă și de fapt a proiectei realiste sau responsabile, cum a numit-o domnul Popescu, s-a pus problema că nodul gordian este suportul politic, voința politică pentru a se face reforma. Într-adevăr, problemele economice sunt foarte importante și bine puse. Tocmai despre acest curaj despre care vorbește domnul Popescu, cine poate să vă dea acest spate ca să ofere acest curaj? Dumneavoastră a spus că ne îndreptăm, dinamica arată că ne îndreptăm spre alegerile anticipate. Practic vorbind, cum putem să ne asigurăm că
oamenii responsabili ca dumneavoastră, care doresc să facă reformă reală, domnul Șervănescu și alții ca dumneavoastră, cum pot să nu fie doar niște voci distante și să fie niște oameni care să aibă o putere reală? Și vă spun, dacă îmi permiteți puțin, de ce pun această întrebare? Sunt membru unui partid politic din guvernamental, nu are rost să spun acum care, dar știu că marea majoritate s-a format așa o clacă, este foarte greu de ajuns să schimbă o părere. Marea majoritate, din păcate, nu le pasă de lucrurile despre care discutați noastră aici, de sănătate, de nivel, de reformă, de pericol sau altul. Cum putem să facem să întâlnim niște oameni în Parlament, parafrazând așa un slogan politic al unui partid care nu s-a ținut de cuvânt, din păcate, care știu, vor și poată să facă reformă reală în economie. Și după aceea aș dori, dacă se poate, ca și domnul Tucă și domnul Popescu, să ne spună puțin din perspectiva presiei, care este un formator de opinii, cum putem să ne asigurăm că odată pentru totdeauna trimitem niște oameni responsabili și nu numai niște papagali politici. Cu tot onorul vă mulțumesc și vă asigur că sunt oameni care apreciază ceea ce faceți dumneavoastră, domnul Dăianu, și alții care vor să se facă ceva într-o economie. Vă mulțumim, bună seara. Din păcate, da, v-am pus și eu această întrebare și n-ați putut sau nu s-a putut răspunde la eu cred că intervenția, deci telespectatorului, merge mai departe decât întrebarea dumneavoastră, și anume, deci este vorba de relația între cetățean și parlamentar, de calitatea procesului politic, deci cine ajunge în Parlament, cum ajunge, de ce ajunge și cum este penalizat un Parlament atunci când nu mai răspunde, să spunem, dorințelor electoratului. Vedeți însă că sondajele exprimă o anumită configurație a unui probabil viitor parlament. Deci eu cred că lucrurile sunt și mai complicate decât această strictă relație mecanică. Deci nu-mi plac parlamentarii și atunci îi voi schimba. Deci putem să intrăm, deci, într-o analiză a modului în care partidele, de fapt, își aleg oamenii, deci oamenii care să reprezinte partidul în Parlament. Și știți că există o dezbatere foarte, foarte intensă în societatea noastră. Deci, eu cred că răspunsul este mai, adică este mai, merge mai departe decât Noi să ne oprim aici. Întrebarea dumneavoastră. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara! Mă numesc Ștefănescu. Felicitări, domnul Tucă, pentru invitație, dar nu vă aud eu. Bună seara, spuneam. Bună seara! Alo? Da, domnul Ștefănescu. Bună seara! Vă ascultăm. Felicitări pentru invitația domnului ministru Dăianu. Se pare că e între puținii profesioniști care participă la o astfel de emisiunea dumneavoastră. Rar îi găsim în economie în momentul ăsta. Și apreciez prezența dumnealui și implicarea în problemele economice. Aș vrea să-i recomand câteva probleme, să nu-mi ia nume de rău. Are un control, o echipă de control foarte puternică, condusă de specialiști și profesioniști, care poate să verifice la regiile autonome, împreună cu garda financiară, cum folosesc bani. Mai mult, în Consiliul de Administrație are un reprezentant al Ministerului de Finanțe, care reprezintă direct în aceste regii și care poate să spună punctul de vedere al Ministerului de Finanțe. Nu personal și nu al unor partide politice, ci al Ministerului de Finanțe. Deci poate să folosească aceste instrumente într-un mod foarte eficient. În 7 ani de zile aceste instrumente s-au făcut nesimțite în economie, în sensul real. Da. O altă problemă foarte importantă, domnul ministru Dăianu, sunteți un mare profesionist, dar rețineți un lucru, nu puteți face reformă în economie fără implicarea bancară. Băncile au stat și au ca niște spectatori în tribună și au văzut ce se întâmplă în economie. Nu poate exista producție fără bancă și bancă fără producție. Uitați-vă la sistemul elvețian. Trebuie să avem niște ramuri foarte clare economice pe care vrem să le dezvoltăm. Vindecă și să ne integrăm. Vindecă astraveți la miciuni. Așa. Am și pentru domnul Cristian Popescu câteva întrebări. Vă mulțumesc o dată pentru domnul Dăianu. Dacă ziarul dumnealui scrie articole plătite, o întrebare, poate nu știe. A doua, dacă în 7 ani de zile a fost controlat vreodată acest ziar de garda financiară sau de controlul financiar de stat, este un ziar privat. Pentru că dânsul e foarte vehement. Sunt și alții care știu să-l întrebe pe dânsul și mi-ar place să am o emisiune cu dânsul alături.
Dacă știe că unii colegi de-ai dumnealui sau dumnealui a primit niște zile pe Valea Prahovei, pe la Breaza. Ce-a făcut? Au primit niște zile de la niște societăți comerciale. Bine, vă mulțumim, vă mulțumim pentru întrebări. Nu vreau să-l supăr, știu că sunteți prieteni. Nu. Asta e, oftează și dânsul, oftăm și noi. Ce să facem, vai de capul nostru. Foarte vehement, știu că știe. Dar asta e viața. Hai că vedem acum dacă știe sau nu. Vreau să vă spun un singur lucru. Să așa. Nu uităm cercetarea. Atenție că avem cercetători. Becul, telefonul, roata au fost inventate de ingineri. Nu au fost inventate de economiști. Cred că ar trebui să acordăm un pic de atenție cercetării. Vă mulțumim pentru telefon, domnul Ștefănescu. Bună seara. Hai, domnul Popescu, începeți dumneavoastră că s-a mai adus asta cu vila, ca să terminăm o dată cu vila, că suntem prieteni. Nu, aș începe cu asta, cu faptul că articolele de la, există articole plătite la ziarul Adevărul. Da, domnul, n-am reținut cum vă numiți. Ștefănescu, da. Ștefănescu, există articole plătite. Se plătește, de pildă, o anchetă în urma căreia primești amenințări cu moartea, se plătește cu 30, de la 30.000 până la 50.000. 30.000 este o anchetă normală, 50.000 este o anchetă de risc. O anchetă de risc înseamnă că poți să te alegi cu capul spart, cu picioarele rupte sau cu treaba întreagă. În general, la ziarul Adevărul se primesc cam 5-6 amenințări cu moartea pe săptămână de către persoanele care fac aceste articole plătite cu 30 până la 50.000 de lei. Care era a doua întrebare? De către primite de persoanele. Da. Da. A doua întrebare, ca dacă ce... Cu vilele de pe Valea, nu știu ce... Dom'le, trebuie să lămuresc odată această poveste. Diverse personaje tot scriu de această vilă pe care și aveau pe Valea Prahovei, nu, la Brază. Nu, că e cu totul altceva. Le spune că vi s-a făcut cadouri de către societăți cine, comerciale. Vile, da. Da. Vile. Mă rog, nu știu ce societate comercială și în ce regim mi-ar fi putut să-mi facă mie cadou o vilă. Probabil că știe dânsul. Da, păi, eu invit, hai să ne oprim aici. Deci dacă... invit pe toți cretinii care continuă să mai scrie de această vilă celebră a mea de la Breaza, îi invit pe strada Goarnei numărul 3 să se ducă acolo și dacă vreau de ei, că scriu și unii pe reviste lucrul ăsta, care să pretind gazetari, mă rog, așa zici, să trimită un fotoreporter măcar și să publice fotografia vilei mele ăsteia odată. Deci, repet, strada Goarnei numărul 3, publicați odată față, profil, intrați și în șopru și în bucătărie și dați odată vila asta să terminăm. Da. Și atunci o să meargă economia românească mult mai bine, domnul Ștefănescu, după ce o să vă lămuriți cum e cu vila mea de la Breaza. Domnul Dean. Da, sigur că eu nu pot să, adică nu pot să nu mă bizui pe uneltele pe care le am, instrumentele, deci controlul financiar, garda financiară, sunt armele noastre, Ministerul de Finanțe. Faptul că însă că există oameni care reprezintă Ministerul de Finanțe în Consiliul de Administrație sau că garda financiară are o activitate intensă, controlul financiar, nu automat rezolvă și problemele. Domnul, deci, cu părere de rău, mie îmi pare rău, dar eu n-aș vrea să răspundeți unui telespectator care e interesat de vilele de la Braza, ale mele, ale prietenului meu Popescu sau ale prietenului Cristoiu și așa mai departe. Chiar nu vreau. Nu știu de ce m-am enervat și eu dintr-o dată. Nu pentru că s-ar fi enervat domnul Popescu. Aș vrea să vă întreb cum vedeți dumneavoastră că va evolua nivelul de trai în anul 1998. Pentru că nivelul de trai a scăzut, hai să nu zic dramatic, dar a scăzut foarte mult în România în 97. Și ce semne ar fi pentru 98? Am spus că eu nu mă aștept la creștere economică. Deci și nivelul de trai... Da. Părerea mea este și dacă ne apucăm de restructurare mai serios, și dacă nu ne apucăm de restructurare mai serios, dinamica economiei în 98 nu dă speranțe din acest punct de vedere. Eu nu să vă întreb de luminița de la capătul tunelului, despre care foarte mult spun că ar fi murit, dar vă întreb când se credeți că va
cumva va exista o rază de speranță, ca să nu mai spun luminiță. Când credeți în cent? Pentru că s-a tot spus că la sfârșitul 97, la sfârșitul 98. Puteți să vă... Eu pot să vă dau... Hazardați să dați să faceți o prognoză asta. Dom'le, știm și noi că în 2000 s-ar putea să ne fie un pic mai bine. S-ar putea ca în 99 să ne fie nițeluși mai bine. Deci, haideți să lăsăm orizontul de timp deoparte. Bun. Și să vorbim în termen de câțiva parametri. Vă rog. Deci, într-adevăr, să ne ocupăm de acești mari producători de pierderi în economia noastră. Deci, într-adevăr, să facem ceva cu ei, și adică ce trebuie, să continuăm privatizarea astfel încât substanțial mai mult, deci din economia noastră, să fie privată. Trei, așa. Să avem ceea ce noi numim, deci, bun structuri de conducere corporativă, pentru că nu este suficient să dispersezi, deci, proprietatea. Trebuie să ai o relație sănătoasă între manager, deci cel care gestionează, și proprietar. Proprietarul să-l poată controla pe manager și acela să se simtă responsabil. Așa cum când te așezi pe un calorifer care arde, să te dai la o parte, adică să vezi că într-adevăr te frige, așa se întâmplă și cu un manager care nu se simte responsabil. Cred că există o boală cu comparațiile astea cu calorifere. La un moment dat domnul Ciumara vorbea cu o bucă pe un cup de gheață și cu cealaltă pe o plită. Deci aici este vorba de funcționarea bastonului zahărului. Și deci, unde vom ajunge? Deci, dacă se va întâmpla așa ceva, deci vom avea și disciplină financiară în sistem. Asta este foarte important, pentru că disciplina financiară, lipsa de disciplină financiară ilustrează funcționarea acestor giganți care produc pierderi care trebuie să fie acoperite, deci de la cetățeni, sau care, de fapt, explică de ce se menține această inflație ridicată. Deci, atunci putem spera, într-adevăr, să avem o creștere, ne spunem creștere sustenabilă, deci creștere durabilă, o creștere sănătoasă, să avem niște dezechilibre comerciale. Puteți să ne spuneți când s-ar putea întâmpla asta? Domnul Tucă, în 1998, în mod cert, nu. Bun, haideți să luăm ultima legătură telefonică din această săptămână. Bună seara! Bună seara! Vă ascultăm! Sunt din Toplița, Grama mă numesc. Da, domnul Gram. Aș avea și eu câteva probleme de ridicat să ajung la taxa de solidaritate. Vă rog! Continuând ideea domnului Popescu, cu nivelul diferențiat în care sunt tratate acum întreprinderile privatizate, întreprinderile de stat privatizate parțial, regiile autonome, sau acești mastodonți, cum se numesc în ziua de astăzi, la nivelul legilor existente. Domnul ministru Daianu spunea de efecte nediscriminatorii. Oare în ziua de astăzi, când salariile la cei care le plătesc în sistem privatizat niciodată nu atinge nivelul salariilor din regii sau mastodonți, dar taxele sau impozitele care le plătesc privatizații, ceilalți nu le plătesc niciodată. Se punea problema acum câteva săptămâni de reeșalonarea datoriilor la acești mastodonți sau regii. Un vorbă românească spune, domne, cine câștigă și cine pierde? Sau mai pe românește, cine e deștept și cine e fraier? Cel care își plătește taxele, dă salarii decente în limita posibilităților, sau cel care plătește salarii și nu-l interesează nimic altceva, și vine la amânare sau la preluare la datorie publică a datoriilor. Și atunci, în condițiile astea,
e necesar să ajung la, la taxă de solidaritate suportată de și cel bun și cel rău? Cel frăier. Sunt niște aspecte. Cel bun și cel frăier. Niște discrepanțe între salariile celor care sunt subvenționați de stat sau cei care își dau salariile din cât pot, cum spunea domnul Popescu. Deci, nu știu, dacă există o lege mai bună, mai rea, așa cum este să aplice unitar, ori dacă are un angajat sau doi, ori dacă are 1000 sau 10.000. Un al doilea aspect. Spunea domnul Daianu că efectul cursului acum înseamnă leultare. Mai să susține că să susține, mă repet, scuzați-mă, să susține exportul în momentul de față. Când prețurile pe intern, le știm cu toții, că s-au dus cu 20-30% în sus față de acum o lună, cum un exportator se mai poate încadra și mai poate realiza export sau profit? Da. Sunt două nelămuriri în cele două aspecte care aș dori un răspuns din partea domnului ministru Daianu. Deci, ca să mulțumesc. Vă mulțumim, domnul Grama, bună seara. Nu mă țin de cuvânt, mai avem un telefon, s-a pierdut la început o legătură, o să o luăm după ce răspundeți dumneavoastră, vă rog să răspundeți pe scurt. Deci, ca să răspund la prima întrebare, indiferent că sub ce formă va exista această taxă de solidaritate, credeți că va exista? Domnule Marius, știu că m-a fost nevoit acum să spun un lucru. Taxa aceasta de solidaritate, fie că o adoptăm sau nu, va fi aprobată de Parlament, dacă nu vom controla deficitul bugetar, vom scăpa lucrurile de sub control, populația o va plăti prin taxa, prin inflație. Și vor fi loviți cei mai necăjiți, cei care au veniturile cele mai mici, de salariile cele mai mici. Deci, până la urmă, societatea tot o plătește. Nu-i spunem taxă de solidaritate. Este taxa prin inflație, care este cea mai anaibii taxă, atunci când lucrurile, într-adevăr, sunt scăpate de sub control. N-avem timp n-am timp să dezvoltăm. De ce nu-i spuneți taxa de tribut? Și de ce îi spuneți taxa de solidaritate? Domnule Marius, că, sigur, acum vedeți că intrăm în niște lucruri, putem să judecăm și în acești termeni, că este o servitute pe nedrept a celui care plătește față de cel care nu-și plătește sau care nu plătește. Sau se deci, așa este, de simplu dările așa guvernului Ciorbe. Dar ce vreau să spun? Deci revin la niște legi de fier ale economiei. Deci ea oricum se va plăti. Se va plăti prin nenorocire, prin durere. Nu, dar de ce să nu plătească guvernul Ciorbe și se va plăti? Domnul Marius, deci vedeți dumneavoastră, puneți o întrebare. Nu, dar este o întrebare care nu are relevanță vis-a-vis de întrebarea. Ba are, domnul ministru. Deci ne-am săturat de guvernul ăsta și lumea s-a săturat și vrea să vină alt guvern. Toate guvernele plătesc în momentul în care oamenii se satură de ele. Deci toate guvernele. Dar de ce n-ați pomenit de taxa asta pe când erați economist șef al BNR? Taxa de inflație? Taxa de solidaritate cu reforma. Nu v-am auzit în care... Deci, acum aveți o funcție ceva mai mare decât aia de economist șef al BNR. Sunteți ministru de finanțe. Deci, domnul Cristian Tudor, în momentul de față... Acum un an și ceva. Deci, nu v-am auzit. Dar sens? Cu trei ani. Păi să fii pomenit, domnule, trebuie să facem taxă de solidaritate cu reforma. Deci, în esență... Era nevoie de aia. Nu, ascultați-mă, vă rog frumos. Deci, în esență, lucrurile nu s-au modificat. Deci, acoperirea deficitului bugetar rămâne. Cum o facem? Asta este o altă poveste. Dar cum puteți să spuneți că taxa asta e de solidaritate cu reforma? Ce legătură are reforma cu asemenea taxă? Domnul Cristian Tudor Popescu, deci acoperirea cheltuielilor oricum e musai să se facă. Păi și nu spuneți taxă de supraviețuire? Nu. A cui? Domnul Cristian Popescu. Deci ce situația este următoarea. Are legătură cu reforma. Sau taxa colac de salvare. Un program economic, stați puțin. Deci un program economic poate să aibă restructurare sau poate să nu aibă restructurare. Eu vă întreb pe dumneavoastră. Deci un ministru responsabil când construiește bugetul
trebuie să se gândească la acoperirea cheltuielilor. Sigur, noi să puteți spune, de ce nu reduceți cheltuielile? Eu vă spun altceva. Nu, spun, când a existat acea taxă, Măsescu, domnul ministru. Dar sunt obligat să mă gândesc la acoperirea unor cheltuieli minime. Iertați-mă o secundă, e de explicat în fața oamenilor. Atunci când a venit vorba de taxa Băsescu, oamenii s-au revoltat. Până la urmă, n-au avut încotro și au plătit. De ce? Pentru că ei știau foarte bine că această taxă Băsescu se duce în plăcuțele alea după marginea drumului. Glumesc, se astupe gropile. Unde se duc acești bani pe care îi dăm noi pentru taxa de solidaritate? Acoperim niște goluri în buget, domnul Tucar. Și dacă nu le vom acoperi deci taxa, să nu facem din taxa de solidaritate un fetiș. În ce sens? Deci mai devreme sau mai târziu, dacă noi nu acoperim aceste goluri și avem un deficit, știți cum se va plăti taxa? Deci, prin neplată de salarii la bugetar, dacă nu vor fi bani să plătim, sau dacă va tipări Banca Națională bani, ceea ce ar fi groaznic, pentru că vorbim de independența băncii centrale și vorbim de o politică responsabilă a băncii centrale, atunci vom avea inflație ridicată și vom plăti prin taxa, prin inflație. Această taxă de solidaritate. Deci să nu fetișizăm numele, ci să vedem ce se ascunde în spatele acestei taxe. Dumneavoastră, pe bună dreptate și oamenii mi-au spus, Doamne, dumneata te gândești numai la taxe, altceva nu ești în stare să inventezi pentru a acoperi găurile din buget. Unde e acea reducere a fiscalității de care vorbeau liberalii care au bătut atâta vreme tobă? Reducerea fiscalității a provocat o gaură mare la buget. Asta este realitatea. Care reducerea fiscalității? Reducerea fiscalității, deci amortizarea accelerată, deductibilitatea, înseamnă peste 2% din produsul intern brut. Asta este realitatea dramatică. Este, deci, deci asta nu se poate contesta. Iar eu n-aș fi un ministru responsabil dacă aș porni la drum cu un deficit neacoperit. În momentul acela, și așa dacă într-adevăr nu pot, ar trebui, sunt obligat să-mi dau demisia. Bun. Aș fi un om irresponsabil. Haideți că mai e cineva la telefon, însă mai aveți și vă rog pe scurt să răspundeți la cea de-a doua întrebare a domnului Gramă. Exportatorii suferă, fără discuție. Și aici trebuie să alegem între două rele. Ce facem? Dacă am deprecia cursul pentru a menține exportatorului același grad, să spunem, de competitivitate, în aceste circumstanțe, n-am putea să luptăm contra inflației. Ar fi o singură soluție. Deci să lăsăm leul în termeni reali, să rămână același, deci să avem o depreciere nominală și să strângem și mai tare politica monetară și deficitul bugetar. Eu vă garantez acest lucru. Deci că dobânzile s-ar duce și mai sus. Deci trebuie să alegem între două rele, stimați domni. Bun, ultimul telefon. Bună seara. Domnul Tucă, bună seara dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Bună seara, domnul. Eu vă apreciez foarte mult emisiunea, deși aș avea o mică reclamație. Vă mulțumesc. Săptămâna trecută am dat un telefon și o telefonistă de-a dumneavoastră mi-a spus să aștept și mi-a dat legătura la poartă. În fine, oameni de știa nu prea ne fac cinste. Dar acum, vis-a-vis de domnul ministru Daianu, eu am avut foarte mare încredere în domnia sa și l-am considerat întotdeauna un foarte bun tehnocrat. Astă seară însă că am făcut slalom și a evitat întrebări foarte importante care i s-au pus. Da, mă rog, probabil că îmbracă forma guvernului pe parcurs. Dar acum aș avea o întrebare directă. Domnule ministru, a spus foarte ferm că sunteți împotriva măririi salariilor lucrătorilor sanitari. Aveți ceva împotriva lor? Sau considerați că nu au și ei dreptul la un trai decent? Oare pentru toate celelalte sectoare s-a găsit întotdeauna, inclusiv pentru salariile guvernanților, etc., etc., s-au găsit bani? Pentru amărâții ăștia care lucrează în sănătate și pentru sănătatea poporului nu avem. Nu putem și nu se poate. Nu știu, aș fi sperat altceva de la dumneavoastră. Și în fine o întrebare pentru toți trei, dacă sunteți amabili. Nu credeți că acest cabinet Ciorbe ar trebui să, mă rog, în frunte cu premierul, să iasă în fața poporului și să spună, domnilor, întrucât v-am mințit, întrucât n-am reușit să facem nimic din ceea ce v-am promis, n-am reușit să facem reformă, n-am reușit să facem privatizare, ne declinăm competența. Și cam atât. Ar fi cel puțin elegant. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamnă, bună seara. Haideți, vă rog, să răspundeți la... De fapt, ați mai răspuns cu sănătatea. Deci nu sunt politician și nu urmăresc popularitate și tocmai pentru că am o
sunt responsabil, nu puteam să spun. Nu este vorba de faptul că nu respect oamenii care lucrează în acest domeniu. Deci, eu nu cred că poziția mea trebuie judecată din această perspectivă. Am și subliniat că, din păcate, eu cred că se adună nori negri și că și alte segmente de sindicaliști vor revendica creșteri de salarii justificate, pentru că oamenii vor să trăiască mai bine. Repet, din ce bani, din ce resurse vor fi satisfăcute aceste cereri? Deci, trebuie să ne gândim și la acest lucru. Deci, cum aș putea eu, ca ministru de finanțe, care mă plâng acum și cer oamenilor, tuturor cetățenilor României, cer bani în plus sub forma acestei taxe de solidaritate, pe de altă parte să spun, da, ar fi trebuit să dăm mai mult sau trebuie să dăm mai mulți. Păi ca să dăm mai mult, trebuie să dăm de la alte persoane. Deci, pe de altă parte, ni se spune, dați-ne, dar dați-ne în așa fel încât să nu pară că de fapt luați de la alții, ca alții să nu acuze lucrătorii din domeniul asistenței medicale, că de fapt dânșii au fost privilegiați. Cum poți să faci acest lucru? Cum poți să dai din ceva limitat altuia mai mult, astfel încât celălalt să rămână cu aceeași cantitate? Deci scamatorii nu se pot face. Sigur, dacă țara s-ar putea împrumuta, am putea să consumăm rezervele din rezervele valutare ale țării. Ar fi înțelept să consumăm din rezervele valutare ale țării? Eu întreb acest lucru. Deci să ne lăudăm la nesfârșit cu rezervele valutare ale țării, nu mi se pare un Domnul Marius Tucă, dar dacă mâine se întâmplă ceva... Ce să se întâmplă? Mai întâmple, domnule? Domnul Marius Tucă, trebuie să ne gândim și la lucrurile cele mai prăpăstioase. Deci aceste rezerve valutare par acum a fi mari în raport cu ce aveam, poate acum câțiva ani. Dar să numai 2 miliarde și jumătate. Datoria externă a României, cum vi se pare? Păi cu atât mai mult, domnul Marius Tucă. Deci avem o datorie care este în jur de 8 miliarde de dolari și avem rezerve valutare de 2 miliarde și jumătate. Sigur, la care avem stocul de aur, pe care nici nu trebuie să-l menționăm. Deci, aceasta este situația. Vedeți la unde ne duce gândul? Ne duce gândul la rezerve valutare, la creșterea împrumuturilor externe. Ei, pe această cale te poți prăbuși. Eu am toată compasiunea și sunt forțat, sunt într-o poziție extrem de ingrat. Pentru că sunt nevoit să spun că nu am bani, cu alte cuvinte, dăianul este împotriva noastră. Asta este poziția mea foarte ingrată. Dar nu pot să spun da când știu că ar trebui să iau de la ceilalți. Da. Pentru că asta este situația. Bun. Haideți, domnule Popescu, ca ultima concluzie. Nu, niciun caz o concluzie. Este o rugăminte pe care aș vrea să o adresez domnului. Bun. Eu multe din lucrurile astea le-am spus și predecesorului domnului sale, domnul Mircea Ciumară, în funcție de ministru al finanțelor, într-o emisiune la ProTV, chiar înainte ca domnia sa să plece din funcție. I le-am spus cu sentimentul că trebuie să-mi fac o datorie să îi le spun, pentru că n-am crezut niciun moment că domnul Ciumară o să țină seama de ceva din lucrurile astea pe care i le-am spus. Da, le mai spusesem cu un an înainte aici. Absolut. Dacă vă duceți aminte. Și tot cu domnul Ciumar. Da. Asta e datoria noastră să spun. Da. În ceea ce privește pe domnul Doianu, eu nu pot decât să-l rog atâta. Domnul Doianu, părerea mea este altceva decât domnul Ciumar. Și atunci nu pot să-l rog decât ca la sfârșitul mandatului, când o să... Nu știu cât o să dureze acest mandat al domniei sale, oricât ar dura. Când o să contabilizeze tot felul de procente la deficitul bugetar, la inflație, la curs, la depreciere și mai departe, toți coeficienții ăștia cu care lucrează și toate procentele. Eu sunt un, cum sunt poate și mulți alți oameni în această țară, sunt un om marcat iremediabil de comunism. Și cred în ceea ce spune Christoph Kieslowski, și anume că de comunism nu se scapă decât prin moarte. Și nu pot decât să-l rog pe domnul Doianu, pentru că cred că domnia sa poate face acest lucru,
să introducă, să poată spune la sfârșitul mandatului domniei sale că a băgat în România, că a, că nu că, că a însămânțat, că altceva nu poate să facă. Nu poate să construiască. Deci capitalismul nu poate fi construit, nu poate fi introdus cu forță. Poate fi însămânțat și crește el dacă vrea acolo. Că a însămânțat măcar 10% capitalism în România. Bun. Domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea în această seară. Marius Tucă vă spune bună dimineața.